Atenție! Acest program este interzis persoanelor sub 18 ani deoarece programul poate conține scene de violență psihică sau de limbaj. Genul programului. Divertisment. Vizionare plăcută. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau psihologului dumneavoastră și nu spuneți nimănui unde și ce ați urmărit. Salutare, dragilor, și bine am găsit la un nou episod de podcast! Salut, salut! În această seară suntem cu Valentin Bosioc. Salut, Valentin! Mersi că ai venit! Eu bine cu Valentin suntem vizit. niște prieteni puțini mai vechi, cam pe la începutul omului cutureț, să zicem așa. Aproximativ. Am să vă las cu un mic material și înainte de asta vreau să vă zic o chestie că am văzut data trecută pe podcast. Uitați să vă zic cum, cum fac eu ca să... Meargă perfect, și live-ul acesta. În momentul în care sugeți pizdele! Mă rog, în momentul în care scrieți comentarii, eu le văd să știți. Însă, în momentul în care vorbește invitatul, prefer să am 100% atenția uh, focusată pe el ca să pot să creez o conversație plăcută și bineînțeles că momentul pauzelor pe care le aveam atunci citind comentariile ca să nu se creeze așa un disconfort gen că scrieți comentarii și voi, eu nu vă răspund. Asta doar așa ca să știți că nu sunt de asta. Nu sunt de asta, știi? Mișto. De abia aștept să povestim. Da, și eu. Ah. vă mulțumesc mult că sunteți aici. Nu uitați de punul un like, că ne ajută extraordinar de mult. Și hai să începem, o să vă las cu un mic material despre Valentin Bosioc și i dăm bătaie. Hai da! Ah! Băieți, este o bucurie de nedescris. Valentin Bosioc, apasă și tu butonul. Ar trebui să fac mult mai bine decât în prima etapă. Ar trebui să dau chiar totul, deși sunt ușor accidentat. Îi dăm înainte. Teoria e înțeles-o. Trebuie să faci într-adevăr mult mai bine decât în prima etapă, pentru că în această prima etapă... E-a Paris, Campion internațional. 1. Valentin Bosioc. Kalaski, hei, 2. 3 ai cu noroc. Și 3 izbăvitori se aude din partea publicului. Da, înapoi. Da cam el, este Valentin Bosioc, așa pe scurt, ca să vedeți o prezentare mai exactă despre cine este el. Și noi ne cunoșteam dinainte de a începe eu, gen să mă apuc ca lumea de YouTube, nu? Cam da. A, știu că a fost pe câteva live -uri. Știi, mai țineți minte live-urile alea Opa! Simple pe care le aveam În care pur și simplu stăteam așa cu căștile pe cap Și vorbeam așa la, la cameră cu voi ei, hey, de, atunci, de atunci ne cunoaștem, îl cunosc eu și nici nu mai știu să vorbesc, am emoții. Te-ai emoționat deja? Da. E bine. <laughs> am făcut un mic vlog cu el unde unde a fost gen, eu aș fi fost antrenorul, știi? Și ce, ce am zis pe atunci, am zis că m-am beșit? Băi, deci nu o să oi niciodată a. filmarea aia. A. Niciodată, deci am râs cât n-am râs în 3 săptămâni. A. Cam ăsta e primul <laughs> efect. Te da. Era ceva cu burpees. -a ah, da, și burpees. De la burpees s-a transformat în beșină. Da. Dar ce, ce s-a burpees? Că nici nu știu. Coreene. Se mai numesc și coreene. Mă rog, e un exercițiu extrem de solicitant. Cei A? care fac sport cu siguranță știu, au auzit de burpees. Apă. Apă, burpees. <laughs> uh, burpees coreene, japoneze, se mai numesc, depinde. Japonez. Dar da. E, e un exercițiu super solicitant, extrem de complex, Asta? care solicită întregul corp. Așa, bun. Deci de care tot o să te pun să le faci la un moment. Nu dat. Niciodată. Niciodată în viață. Nu pot să fac sport. Decât ușor. De, de ce? Ușor. Acceptat, mai zis, tu, da. Teptat, că nu pot. Că Când dacă mă apuc și fac, mor. Și după aia nu mai există om cu turet. Există om cu Ideea e că n-aș vrea, vrea, să te scap de turet. Știi? Și atunci A. o lăsăm așa, A. mediu cu sport. Andrei, ești slab? Sunt slab. Fizic, da. Și psihic mai mult. Bun, Valentin. Psihic nu. Eu? Deci acum la modul cel mai serios, lăsând mă la o parte, psihic nu e slab de rog. mulțumesc, chiar apreciez. Deci ești unul din cei mai tari pe psihic din care îi cunosc. La modul cel mai serios, mai avut pe exact. Poate pe nu, nu arăt. Nu vrei să arăți. Apă! Mersi mult, canal Simbu, bine ai venit. Uite, să rămână tuturor. Te pup, mama. Bine ai venit și tu. Stai să gurița? Ha. ia mama. Bună, bună, să rămână mama. Bună, bună, vrei o gumă? Bun, Valentin, ca să începem și noi așa ca lumea, vreau să mi povestesc puțin despre... Nu neapărat uh, cine ești, okay, eu știu cine ești, dar așa o mică poveste din spatele lui Valentin Buseoc. Bosiot, pardon. Așa te rog, că nu, nu, pe nu te sunt frate cu bus. nu. La, <laughs> la, la <laughs> Meteo. Nu! No! Deși am un frate mai mare, și care, e, care e, nu, ăla e mai mic. Am doi frați, de unul nu știa. Adică exact. okay. de trei. Exact. De unul nu știa nici tu. Ah. Nu știe mult lumea, ah. lume. Opa! E ascuns acolo. Adică e, e, e așa un, un, frate, ah. să spunem, ah. oarecum renegat. <laughs> pe care îl cheamă tot Florin și el se semnează Florin Busuioc adică, știi, ar fi o coincidență acolo între Florin ah, Busuioc okay. și Florin Busu ăla de la ceapă. De la ceapă, da. Ceapa mă. Uh, Băi, ideea nu, nu știu. A, aș putea să scriu o carte despre mine, dacă ar fi și cred de că unde se fac la un moment dat cu autobiografie așa, dar începe ha, 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 ha. dintr un oraș foarte, foarte mic și foarte de departe de București, adică din vestul țării. Nu știu câtă lume a auzit de boxa, că dacă spun Timișoara, ok, știe toată lumea. Știe boxa? toată țara de Timișoara. Doți. Tu nu ești din Boxa uh, Gabriel? Adică, mă rog, Doți, o să fac mesi pentru, <laughs> pentru, membru, bro. Tu nu ești din, uh, din Doți? Da. Tu nu ești din Boxa, Bucșa? Bucșa, nu din Bucșa. Nu, Eu nu. știu de Boxa. Uite că e cine. Boxa? sau boxa. Da, hai să vedem care știe de boxa, care a auzit de boxa, de curiozitate, sunt chiar curios. Aoleu, se mărită sora mea. Uh, da, deci de acolo, mă rog. Ah. Toată viața mi-a plăcut sportul, deși la origini sunt inginer mecanic. Am făcut facultate în limba franceză, atenție. Facultate de mecanică în limba franceză. Tu român? Eu român. Cum ai reușit? Greu. Greu și sincer, ah. Complicat. Și am profesat ca domnul inginer undeva la șase luni. După șase ani de facultate, șase luni de inginerie A? și mi-a ajuns. Deci n-am Am zis că las-o așa că nu-i de nu mine. Pentru tine. Mă rog, de atunci diverse... Eu am auzit. Diverse joburi prin diverse locuri. fost plecat pe afară o bună parte în Anglia. Și după care la un moment dat am zis, băi gata, sportul e pentru mine, sportul e despre mine. Și cam aia a fost, deși până atunci am făcut, de la 14 ani fac sport, diverse sporturi. Ce ai a început să faci cu... la vârsta, când ai fost mai mic? Băi, le-am încercat pe toate, sincer. Se vede și bine asta. Le-am încercat pe toate, adică de la judo, aikido și tot ce înseamnă sport de contact, la sporturi de echipă, basket, handbal. Sport de contact se referă și la sex? Mai ales, dar ăla e, sport, ăla e, ăla e sportul cu salteaua. Deci, ăla e separat, e sportul cu saltea și sportul, a, opa. sportul cu salteaua e de două feluri. Am Sportul cu saltea a, cu arcuri a, sportul cu saltea cu unde astea, mai relax, mai, mai, pe, mai pe zona de Netflix, așa? Da, și, mă rog, diverse a, sporturi a, și la un moment dat, mi-am dat seama că aș putea Mulțumesc, să marion. și ajut pe alții. Okay? Da. Și am început să lucrez, ca să zic așa, pe partea a. de personal training a. cu prieteni, am avut super rezultate. Mă rog, ei adică, au fost un pic cobai, ca să zic așa, adică i-am luat să, e, să, facem un fel de este. testing. Exact. După care, da, am văzut că ușor cu mobila. Da. Am văzut că merge treaba și băi, asta e și pe asta fac și la un moment dat visam efectiv uh, antrenamente. Știi, deci noaptea visam, mă trezeam, le notam, a doua Sunt zi că antrenamente noaptea? Da. Eu visam cum să chinui omul a doua zi. Deci la modul ăla. Și nu... Dacă vreți să fiți chinuiți, veniți la Valentin că vă ajută el. Dar da, apă. Sunt, dispus și e fără apă sau e cu cât A. mai multă apă, acum depinde de situație. Pe, tu ce vei acolo? Un energizant? Asta? Nu e, e pipi de pisică. De la asta, nu? Energizant, nu faceți ca mine, știi? E vorba aia, nu faceți ca popa. Pule! Știi? Sau faceți ce zice popa, nu ce face el. A, deci cumva faceți ce zic eu, nu cum fac eu. Ceva de genul ăla. Dar tu oricum faci bine și din punct de vedere Băi, la sport. adică nu, da. acum în gluma la o parte, ah. da, energizantele <coughs> nu sunt ok, sau mă rog, sunt ok până la un punct. Uh. Dar e vorba de, dacă vrei să vorbim de zona asta de wellness și de, de sport și sănătate... Uite, care a fost primul pas pe care l-ai făcut tu spre sport? De unde... Uh. Da, uite, am... asta e o întrebare chiar bună, sincer. Uh. Da. Aș putea spune oarecum... Uh nu știu, în ghilimele, frustrare, deși e impropriu spus, dar eu am fost așa, cam cum ești tu acum. Slăbuț, da? De, da, deci foarte slab la modul Poți ăla. Mi-a plăcut fost... Eu n <laughs> Și eu pot să fac de <laughs> uh, Deci la modul... Foarte slab. Și nu-mi nu place acum arăt, efectiv. Uh -huh. Și am început să fac diverse sporturi. Pe care am văzut că îmi plac sporturile, oricare ar fi el, da. inclusiv ping-pong, tenis de masă, adică ideea de bază e mișcare. Ar să fie mișcare. Ping-pong e considerat sport? Da. Da? E, păi e un să sport. să știi că, să eu știi eu că am... e un sport chiar solicitant și te solicită atât psihic cât și fizic. Păi să știi că eu am aici acasă. Exact masa asta. Uite, o să facem un ping-pong. Am un dat, de asta, cum se cheamă, fileu, file așa. Și am și uh, minge de ping-pong cu palete, dar e palete de copii, jucării. Da's bune, se mișto. Băi, eu am jucat ping-pong pe jumătate de masă de asta, care deci împărțită în două. Mm -hmm. Și e super Opa! ok. Tenis, tenis de câmp, nu la nivelul Halep. <laughs> mă rog, tenis mă de picior, diverse sport, ideea da. de bază e mișcare, să te miști. Mm -hmm. Și da, am dus foarte multe sporturi la nivel de, să zic, amator și semi-profesionist. Și zic semi-profesionist în afară de culturismul clasic pe care l-am dus la profesioniști, la care sunt campion european și așa mai departe. Dar orice sport, din fiecare sport mi am luat câte ceva, știți, mi-am luat exact ce mi-a trebuit mie ca mai apoi să le aplic, să le aplic pe clienți, da. pe oamenii cu care lucrez, că până la urmă despre asta e vorba. Deci, și cam așa s-a început, să zicem, cariera spre da, și am văzut că funcționează, repet, după care am lucrat cu diverse persoane publice. Pizde. Mai ales. Și... Tu ești obișnuit, de aia nici nu mă... Da, păi e bine că nu ne vedem prima dată acum, că probabil nu eram în stare să vorbesc deloc, la modul că prădeam și atât. Dar acum sunt un pic mai obișnuit. Da, am lucrat cu, mă rog, Delia... Dacă din Eu diferite. vreau să te întreb numai că vreau să ajungi și tu la subiectul înainte să... Da, nu-mi place te... să, vorbesc despre... Adică nu-mi place și nu... Nu e de rău că nu-mi place să vorbesc. Nu, nu consider, știi, sunt mulți din păcate sau din fericire pentru ei, nu Cac. știu cum să zic, care se agață de, de statutul de băi am lucrat cu vedete. Sunt antrenorul vedetelor. Sunt... Pentru mine nu. Adică eu n-am făcut diferența asta da. între băi am lucrat cu Delia, care e o super fată, E... <laughs> nu că Uai. Wow. eu căsătorit, ai măritată, deci nu. <laughs> uh, da. <laughs> e super mișto. E super mișto de ca persoană, adică dacă e să vorbim despre ea, e... E singura vedetă, nu o vedetă, sau nu știu cum să se zic, în sensul că nu are aer de ah, vedetă, va va. Știi? Da. Da. Cu siguranță ai, ai cunoscut-o la un Evident, dat. Da. și, băi, e... cred că n-ai cum să mă contrazici, că e un om de nota 2000. Este un om mai extraordinar, da. E super ok, deci de asta ziceam. Și mă rog, au mai fost vedete, nu, nu vreau să le numesc. Nici o problemă, doamne frește. Nu vreau, nu, la, la, modul că nu vreau să mă agăț, ah. repet, nu sunt genul de băi, antrenorul vedetelor, am lucrat cu Delia, cu Ixulescu, cu Xulescu, cu... N-am făcut niciodată diferența asta între, ok, stai că lucrez cu vedete, mamă, ăștia au bani, mamă, ce tare sunt eu. Da. Nu, mm. La mine tarifa a fost același, munca mea direct proporțională cu, cu plata. Și aia a fost. Timpul e același, tot o oră lucrez și cu tine, tot o oră lucrez și cu delea, tot o oră lucrez și cu Chelu și cu oricine. Da, cam așa deci, cam o oră 45-60 de minute, atât durează în antrenament. Wor workout intens sau depinde de depinde adapt, de fiecare, adapt, nu? Da, adaptat la nevoile omului, evident. Mm -hmm. Dar niciodată nu lucrez mai mult de 60 de minute. Și băieții cu ceafă lată ăia musculoși din, 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 din uh, uite, Berzovia, văd acolo în comentariu. Cine? Da, Berzovia e aproape de Bocșa. Uh, Robi, Păun. Că, vorbeam de cine știe de boxa, și nu vezi până acolo, nu? Ah. Ce prost ne sus și nu vedeam comentariu. Nu, nu, e jos acolo, mă rog. După arăt. aia n-am văzut. Vorbeam de ceafălată, știi? Adică de băieții cu ceafolate și cu așa, ăia care împing tonele în sală. Le împing da. degeaba. Nu-i despre cât de mult ridici despre cât de mult împingi. Și... Nu, sportul ah! trebuie să fie despre echilibru. Eram sigur că asta face. l că cu stânga. La stânga nu poți să ajung. Ah, păi ce crezi că e mai important în sport? a merge la sală și a avea o rutină zilnică în care să ridici sau a merge, de exemplu, să alergi, de, poți să faci cardio, de exemplu, că e tot sport e până la urmă. În not, iarăși, la fel e foarte bun. Păi de da, tocmai am avut o discuție mai devreme că îi se spunea că în notul nu-i bun sau că nu-l faci degeaba. Nu, nu-l faci deloc degeaba. Important e să te miști până la urmă, adică nu e... Nu degeaba se spune mensana în corpore sana, știi? adică minte sănătoasă în corp sănătos. Uite bă, Mamă ce bună e asta! Păi, Mamă da, mă, ce bună e asta! Bune, 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 bune. Adică, hai! Dar -o și dat amplici. o revelație instant, știi cum? La, da! <laughs> trebuie să o și. Trebuie să și... pula! Acum? Nu. <laughs> <laughs> e, nu e... Ha, hop. Da, mă rog. Adică, ha. e 101% adevărată, dar trebuie să știi să o aplici ca așa vorbe citate motivaționale îți dau 2000 dacă vrei, că le am, am buzunarele pline, știi? Dar, păi, nu frate, trăiește după ele, aplică-le. Dacă, dacă, Dau eu... copii pe și eu mai, mă, că sunt... Ah, uh, uh, Mă uit pe cer și văd că-i soarele strălucește, știi? Mamă, ce motivațional. Căcat, adică... Dar dacă tu ca om, nu, nu, tu, da? O persoană simplă care vine la tine pentru un antrenament și îi zici treaba asta, minte, sunt toate, scorp, sunt toți, Și Ok, sună bine, dar cum o aplici în viața reală? asta, eu zic că puțin o înțeleg. Exact. Adică o găsești ah! pe toate gardurile și în toate citatele, știi? Dar prea puțină lume o înțelege. Pentru că știi cum s-ar traduce? Cum s-ar... Da, hai știi ce traduce. Da. Minte sănătoasă în corp sănătos, egal echilibru. Da, se referă la mai multe, adică tu trebuie să ai un echilibru din punct Echilibru de în la... tot și în toate. Somn, sport, exact, exact. mâncare... În tot. Uite, vrei să-ți dau așa, la pe scurt, bă. pe scurt. Uh... Pe șleau. Pe șleau. <laughs> uh, despre viață, să zic așa, viața, la modul general, Da e super simplă. Băi nebun. Băi nebun. E super simplă și noi ne complicăm în general. Da, dar e super simplă și depinde numai de tine. De tine ca om, de tine ca persoană. Adică da. e despre decizii ha? pe care tu trebuie să le iei să ți le asumi și să le aplici. Nu mama, nu tata, nu bunica, nu soția, nu vecina, nu pisica, nu... Înseamnă că nu trăiești viața ta dacă faci ce zici ei, trăiești viața, viața lor. lor. Știi, adică, bă frate, hai, stai un pic să ne gândim, hai să fim echilibrați da. în toate. Și de aici faci așa, știi, ca o caracatiță la modul ăla. Poți să vorbești despre dietă, poți să vorbești despre som poți să vorbești despre sport, poți să vorbești despre acțiunile de zi cu zi. Echilibru, ăsta e cuvântul cheie. Tu crezi că e important să ai o rutină setată cu care să te obișnuiești? Da, o rutină, un program să-l numim. Și da. dacă dacă te plictisești de rutina respectivă, ai schimbi. cum. Nu ai cum dacă, -ți place, -ți faci. dacă ai îți place ce faci. Dacă nu îți place. Da, dar nu, nu mă țin întotdeauna de ea. Lepră. <laughs> asta e bună de tot. Am luat și e bună, acesta. bună asta. <laughs> <laughs> nu mă țin întotdeauna din păcate, pentru că... Din păcate nu mă țin, dar din fericire de ce nu mă țin? Pentru că sunt om. Nu sunt robot. Da. n-am cum să mă țin 100%. Dar încerc, pe, știi, mă duc așa, pe o... pe o potecă oarecare, știi? Acum că e acolo, că e acolo... Da. Încerc să mă țin de ea. Da. Și că ziceai că te plictisești, o schimb? O schimbi. Dar n-ar trebui să te plictisești. Adică dacă o, faci ba. ceea ce-ți fac, ce place. Nu știu, tu te plictisești de turet? Hai să dau un exemplu. Te-ai plictisit cum, de el -am vreodată? Cum, -am tot timpul. Da, da, îți place? Acum îți place. Te-ai obișnuit cu el și îți place, B nu? Sunt momente când nu-mi place. De da. ce? Pe de-aia că mă epuizează și îmi dă dureri. Ok, pot să înțeleg asta. Dar dacă ar fi, deși cred că ți s-a pus ah, întrebarea ba. asta de nenumărate ori. Dacă ai avea alternativa, varianta, băi, gata, te scapi. Nu, niciodată. N-ai vrea, nu? nu? Nu, nu, Ai văzut? Adică bolamă, știi? Asta înseamnă, știi, adică Aoleu. nu trebuie să fie... N-a zis nimeni că va fi ușor. Apropo de rutină, știi? Da. Nu e ușor, e... N-are cum să fie o linie dreaptă. Viața, în general, nu... Știi, nu... E ca un grab, e așa. E ca puls, nu? Deci e sus, jos, și urcoș, coboa, auăleu. Te duci degeaba la dentist? <laughs> nu. E așa, știi? Adică -ai, te, nu poți să ai doar urcușuri, că te duci, te duci și nu te mai întorci. Bine ar fi. Nu poți să ai... De ce? Unde? Și cât de sus să te duci? Dacă tot ar fi mai doar... sus. Și bun, tot, tot mai sus mai. ca Moga. <laughs> și, 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 și ce faci la un moment dat? Când ajungi acolo, sus de tot, ce faci? Găsești alt scop, alt obiectiv. Și unde te duci? Mai departe, spre obiectivul respectiv. Da, dar asta ar însemna să faci un pas în spate. Păi de ce? Ca să găsești alt obiectiv. Sau ar însemna să ai, nu știu, poate un mic coborâș nu doar urcoș. Oricum, na, 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 ideea, na, ideea ai, seara. Ideea e că n-ai cum să faci sus mai sus, tot mai sus, nu, trebuie să fie și un pic jos. Adică trebuie să, trebuie să faci un pas în spate. Da, inevitabil. Pentru că dacă, ah. altfel n-ai provocări și dacă n-ai ah. provocări te cine în viață. Nu, mai trăiești. ce viața fără o provocare? Fără măcar o provocare. Păi... Zim o persoană, una, care n-a avut o provocare în viață. Nu cred că există. Cristi, ai avut provocări? Uh -huh. Uh -huh. Nici ea, nu știu dacă... Cu siguranță au avut la un moment dat și provocare, într-un fel sau altul. Într-un fel sau altul, nu știu, băieții de bani gata, nu știu, le dă mama, tata, mașina, banul, tot, tot, dar la un moment dat poate că li se pune, da, pute, li se pune pe una care acea una poate că nu-l vrea. Și atunci e o provocare pentru băiatul de bani gata, știi? înțeleg, da. n cum să Înțeleg, înțeleg. Provocări. Și acum, Valentin, tu mai exact cu ce te ocupi? Băi, în momentul zic, ocupui. Ocu, 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 ocu. Ocupui. În momentul de față, ha. în continuare mă ocup exclusiv cu partea de personal training, să zic așa, dar mai mult pe partea de <hânt> online coaching, <hânt> pentru că mai ales că a fost pandemia asta și cu ne-a închis pe toți. Antrenamente online. Ce înseamnă online coaching, când vorbim despre asta? Hai să detaliem ce puțin. Aici. Uh, am două variante. Unu. Aici. 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 Nu, no, nu, no, nu. No. Nu, mie în general doar aici am bine să fac treaba asta. Ce mișto. Uite <laughs> cum de trigger cu... Și eu nu n-am ce, adică... Ia, pune mă la așa. Da, da, dacă... Nu, 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 nu așa. <laughs> <laughs> dar dacă, dacă îți ah. setezi că ai, ai, cum să nu ai, adică... Am, dar dacă pui mâna e os. Nu dacă mă duc, pe căpule. Mă dureu. Mă, duc. Azi să -i facem o care nu-i Nu? Nu, deci revenind, ideea e simplă. Online coaching la mine e în două variante. Unu, uh, ah. exclusiv ah. pe e-mail, unde interacționăm o dată pe săptămână. Adică, adică, cum îți dau un set de întrebări la început, inevitabil, Așa. pe baza cărora eu îți aranjez programul, dieta și tot ce trebuie. Îți personalizez ce ai tu nevoie. Și îți dau pentru o săptămână în ghilimele i-am dat blank mai și îți dau pentru o săptămână în ghilimele temă de casă. Da, deci îți dau ce să faci tu pentru o săptămână. Evident, dacă ai nelămuriri, mă cauți Aha. tot pe e-mail. Top. Și pe partea, deci Sau asta e de pentru parte. urgențe, pe, mă rog, WhatsApp. Da, numai pentru urgențe. Asta e partea de ah cea mai ieftină să zic așa pe e-mail și am și varianta să-i spunem premium cu ședințe 1 la 1 video nu știu, Whatsapp FaceTime, pe whatever și Skype și, tu și atunci e da, ca și așa... casă. Da. Așa. ca și când aș fi eu cu ah. tine doar că eu stau ah. aici și tu ești în China ah, și el se antrenează de acasă exact. tu zici că am ce să fac eu cum eu fac și fac cu el unde e nevoie adică îi explic mm. și așa mai departe ce sfat mi-ai dat tu mie ca să mă îngraș să mă, mă, să mă îngraș de 10 kg măcar să mai mă 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 junk food nu pot să mă lumesc să uh, sau nevoie. nu, mai deci oricât aș ca, mânca e că, uite, răspunsul cel mai pe scurt surplus caloric Puțină lume a auzit de surplus caloric, toată lumea vorbește de deficit caloric. Care ești deficit caloric? Surplus caloric, adică tu, tu ai nevoie să iei calorii mai multe. Să adaugi și atunci da, să mănânci, să crești aportul caloric din mâncare, ah, însă, paradoxal ah. sau nu, ah, ba, ba. <laughs> paradoxal sau nu, să și adaugi uh, sportul în ecuație. Uh -huh. Deci, dacă eu m-aș apuca să mănânc cam plant-based, aș slăbi mai mult. În prima fază, da, inevitabil. Deci, mai mult decât atât? Da. Te-ai uscat, te-ai deshidratat păi și nu mor? Băi, nu, chiar, da. Mor, da. E... eu încerc să schimb, de exemplu, stilul de viață, acum, cât de cât știi, mai ales în legătură cu, cu mâncarea uite, dimineața am început să mănânc o văz. Băi, uite, apropo, te-am întrerupt acum. sau te întrerup. Da, e un mic dejun foarte bun. Dar îl în fiecare zi. Nu, mai încet, mai încet, calm, calm. Îl iau de trei zile am început. Da, dar îl mănânci în fiecare zi, micul dejun? Ok, și îl ai pe cât posibil... Chuck Norris. Băi, pa, Chuck Norris e, tata, nu, nu putem, nu avem dreptul să vorbim. La în jurul aceleași ore? Din nou, <laughs> foară, <laughs> foară, <laughs> foarte important, un aspect pe care foarte multă lume îl scapă, așa din vedere, știi? Băi, eu mănânc, mă, sănătos, eu fac, stai mă, mănânc sănătos, dar degeaba mănânci frunze toată ziua. Dacă mănânci azi o frunză la ora 9, mâine 3 frunze la ora 4 <coughs> și așa mai departe, n-ai făcut nimic. Și ne întoarcem la ce am zis mai devreme, echilibru. Adică nu zic du-te mă, go vegan. Nu. Sau stai mă, lasă da. că veganii sunt cei mai urâți și nu știu ce, de Opa. să mâncăm numai carne. Nu, ideea e echilibru. Am înțeles. Cum te simți tu bine? Eu am avut, eu personal, am avut perioade de veganism, să zic așa. Da. Scurte. Nu am ieșit cu ele în față, nu m-am luat, dar n-am zis doar, da mă, sunt vegan. Dar am simțit eu nevoie, stai mă, că acum nu mai vrea, corpul meu nu mai vrea carne. Îi dăm fără carne, lapte nu mai beau de ani de zile cel M mult un iaurt. Nici lapte de cocos? Ba da, da. Ce faci, mulci cocosul? Dar e bun cocosul. Da, dar mulți ce-i faci? Bine, nu aș mulge. Și atunci de ce spunem lapte de cocos? Bine, e... A? Târnă... A? Ce zice? <laughs> Târnă cop. Băi, a... -a e știi ca știi. și cu ăla de migdale. Știi cum scoți laptele de migdale? Nu știi? Nu. Îl sugi? Nu. Uite așa faci cu ele. Ca la mameloane. Uite așa. După aia. Și dai să curgă. Mamelești? Ca da, da, se da, da, serios. nu! Păi dar avem lapte de migdale, am lapte de cocos. Ce prost Da, mă, se numește, nu dar mă rog, e, e, apă de cocos, nu i lapte de cocos. Deci se pune apă cu cocos. Ai băut, nu, ai băut lapte de cocos. Apă! De, din, direct din cocos? E, e sucul ăla din cocos. Ăla la sucul, da, care e, da, l-ai văzut cum arată? Da, e alb. E, da, da, e alb ca laptele sau e no, e, mai, e o apă așa. murdară, așa? Da, e ceva apă murdă, dar e bun. E, e bun. Dragi. E bun. E, ba, ba, e, delicios. e, bun, <laughs> dar în vezi e apă de cocos, nu știu, nu e lapte. De da, nimeni. mă rog, cred că l-au numit așa ca să le dea la să <laughs> le să Dar la revenind, pulii, nu, ideea e că da, astea de cocos, de migdale, sunt ok. Laptele dulce, lapte de vacă, capră și alte alea, sunt puternice inflamatoare, adică dacă te întrebi uneori de ce am băi coșuri multe pe față sau știi sunt persoane care îi beau toată ziua lapte da, și sunt plini de coșuri și de ce? De la lapte. Mama nu mai bea lapte, sfat. Organi organismul uman, acum la modul cel mai serios, ha. după majorat ca să zic așa, nu mai e făcut să digere laptele. Hmm. E o enzimă, lactoza mă rog și lactaza. Pa, pa. Nu intru în detalii, tehnice, păi și, dar... Păi și la brânză și astea. la fel, Da, da, de acolo deja smaturate, procesate și așa mai departe. Și acum sunt persoane care au intoleranță la lactoză, de exemplu. Ua. Dar cu toate astea poate să consume brânză, care ci nu-i tot din lapte. Da. Dar Ua. nu, ideea e să revenim echilibru. Ua. Ua. În toate. În tot și în toate. De când te-ai apucat de cam, cam intervalul ăsta de unde ai început să faci antrenamente și sport așa, până în momentul în care ai, avut, ai făcut 3 milioane de follower pe Facebook? Băi, acolo a fost, cred că am prins și trenul potrivit, nu știu, pentru că acum oricum Facebook-ul Uite, eu apropo de YouTube, o sar din una în alta, așa, din floare în ca o albinuță. Păi să zbori, atât <laughs> de vara asta nu. și e prin e de, de... Flori. Ideea e că eu la un moment Apa. până să fiu cu 3 milioane pe Facebook, da. am fost relativ activ pe YouTube. Aveam la un moment dat, inclusiv o, Hop. să o numim emisiune, săptămânal, nu neapărat emisiune, că nu era... Da. Eu sunt mai bătrân din generația veche, expirată. Nu ești expirat. Bine, bătrân, iartă-mă. Nici bătrân nu ești. Bine, matur. Așa. Uh, Mersi, mă apreciez. Nu. Sincer, nu. Nu. e bine să ai o chestie de-asta. Tiderețe e o stare de spirit, Perfect. adică... Nu. Dar nu, eu am avut la un moment dat... Trebuie gen... schimbată pizda! O coasem, ce faci? Am avut... Uh, vinerea sportivă se numea. Și aveam în fiecare vineri... Explicam... Apă. Un exercițiu, cum să-l execuți corect. Cu video, și așa... Și atunci, în perioada aia, am strâns undeva la 13.000 de abonați pe YouTube, care și acum tot aia sunt. Adică la mine canalul meu de YouTube e... A, a rămas așa. Decedat. Adică ăia 13.000... Dar n-ai de... mai postat? Foarte rar ce am postat, nu știu, am reutilizat video la modul că ce am pus pe, pe, Instagram, pe TikTok, pe astea, le-am aruncat și pe YouTube ca să fie. Dar vreau, vreau <sus> să mă reapuc de, de, conținut video. Overall, știi? Adică, ce are legătură uh... cu sportul. Da. Cine antrenamente diferite, Vreau să reîncep doar că trebuie să mă reorganizez puțin și da. să-mi găsesc și un băiat așa priceput cum ai tu aici și... <laughs> <Ce> l dau! Să... să stea după mine, știi, la modul ăla. No, nu, Nu. Îl cu jaca, Cristi, bun e ce e momentul, deci el în momentul în care a pășit în lumea mea... E, -ac -a Acum, și -a, e pe sistemul ăla că intră cine vrea, iese cine poate. Nu, știu cum e? Once you go, to let you never go back. <laughs> Da. și asta? E și Așa. Băi, mă. Nu chat, nu nu suntem Dacă aveți întrebări pentru Valentin, să știți că să puneți orice orice de întrebare, că vă răspunde că mă gândesc cu Maldinger. Trebuie ce Uite, Andrei, poți să-l întrebi te rog pe Valentin, cât costă ce, efecte, ce efecte pozitive și ce efecte negative au suplimente alimentare asupra organismului și dacă sunt indicate sau nu? Foarte Băi, da, exact. O întrebare foarte bună și răspunsul în primă fază e așa, că să nu, să nu, wow, confundăm suplimentele nutritive sau alimentare sau sportive, cum vrei să le numești, cu steroizi Atenție! Foarte multă lume, din păcate, încă face confuzia asta între Păi ce faci, mă, nu ești natural. Nu ești natural că suplimente. Să nu un pic. Suplimentele sunt prin definiție, să spunem, naturale și suplimentează ceva ce tu deja ai în corp. Pe când dacă vorbim de steroizi și alte anabolizante și așa, deja vorbim de altceva. Da. Dar apropo, apropo de suplimente, <hih> <hih> acum ideea e că orice exces poate dăuna și apa prea multă dăunează. Dar efecte pozitive, adică e simplu. Uite, eu personal nu le recomand oamenilor cu care lucrez. Din prima, sunt antrenori de duzină, din păcate, care cumva fac ca să-și facă și vânzare, nu știu, au ei comision și așa, uh -huh. și vin, bă, știi ce, tu trebuie să iei asta, asta. Păi nu, de, ce? de unde știi că omul a trebuie să ia? De unde știi care deficitul ăla, poate? Și atunci, de ce să recomand din prima? Recomand suplimente oamenilor doar dacă au cu adevărat nevoie. Uh -huh. Deci efecte benefice sunt că te pot ajuta suplimentele și sunt multe și nenumărate și fiecare cu un scop specific specific. specific. Pacific. Pentru că, pacific. Din Hai pacific. pacific. Am avut la un moment un nimic. <laughs> am avut la un moment dat un un băiat cu care am lucrat și nu mi-a zis a scăpat intenționat că consumă multe suplimente și consuma suplimente la modul că avea își cumpăra lunar de peste 10 milioane, 1000 wow. de lei noi, care acum, poate n-ar mai fi atât exact. de mult, dar acum 5 ani erau foarte mulți, numai suplimente. Dar atenție, suplimente că le consuma haotic. Lua suplimente, să spunem, de îngrășat cu suplimente deslăbit. Știi, de își dădeau de cap în cap, lua, bă, nu, că și asta și asta, mă, știu că e bună, asta știu că e bună, mi-a zis -a la mare din sală, asta... Nu, nu le luăm după ureche. Suplim, uh, efecte benefice, da, ca să revin la întrebare. Deci te pot ajuta atunci când ai cu adevărat nevoie de ele, efecte negative, orice exces dăunează. Orice exces. Indiferent că vorbim de apă, indiferent că vorbim de suplimente, nu știu, ei prea multă... Supliment, da, sportiv sau nutritiv sau alimentar, e, să spunem, proteina. Care tu îți iei proteina din alimentație. Da. Dar, da, sunt cazuri, multe, în care nu poți să ți iei toată proteina din alimentație. Și atunci vii și suplimentezi. Știu că un sunt... Supliment a... Proteic. Știu că sunt... pe... Proteinele acelea care au... Uh pudră, în formă de pudră, nu? Da, sunt, suplimentele sunt în formă de pudră, pastilă, capsulă, lichid, dar în general proteina, marea majoritate ei vine sub formă de pudră, evident. Și cel mai simplu e din aliment? Da, așa ar fi ideal. Așa ar fi ideal, dar, dar deja, deja multe alimente sunt din, exact, din, bravo, bravo, hai, te face antrenor? <laughs> Nu. Din păcate, da, alimentația noastră nu mai e la punct, ca să zic așa. Știi? Adică, nu, e, e proastă din start, din păcate. Da. Și deficitară, cum bine ai zis. Și atunci ce trebuie să facem? Să suplimentăm. Dar atenție, și suplimentele, sunt. e piața plină de ele, adică sunt o grămadă, sunt diverse <cute> nume. Și atunci ce iau, ah știi? Nu știi ce să iei. Nu știi ce să iei sau Cante. iei ca zis băiatul ăla cu ceafă mare da. sau ca zis, nu știu, Dorian Popa ceva sau ca zis Velea altceva. Păi sau... da, dar până la urmă fiecare supliment sau chestie pe care o iei funcționează într-un anumit mod pe corpul tău. Evident. Niciodată nu iei ce-ți recomandă altul. sau nu că nu iei ce-ți recomandă, dar trebuie să faci tu un mic research. Na. Și întotdeauna să consumi de cea mai bună calitate. Pentru că e și să vorbim ca să restrângem puțin area, să vorbim strict de proteină. Poți să iei proteină scumpă sau proteină ieftină? Păi și nu aceeași, praf. Și care, în principiu, sursa, materia primă e aceeași, dar contează cum au făcut-o, cum au extras-o și rețeta, ca să zic așa, Aha. și cum au, au modificat-o într-un fel sau altul. Am înțeles. Și atunci e mai slabă calitativ. Și poate fi și, atenție, nu întotdeauna oh. cea mai scumpă e și cea mai bună. Logic. Adică, deja intrăm în marketing. Și <laughs> <m -i suni. laughs> aici am aici o chestie de la Robert. Valentin, te urmăresc încă de când aveai canalul de YouTube și puneai videoclipurile cu exercițiile făcute corect. M-a ajutat foarte mult și chiar m-ar bucura dacă ai mai pune din nou exerciții noi. Da, mersi Robert. E, e urmăritor vechi înseamnă, pentru că clipurile alea erau pe undeva prin 2000 2. 2, 2001, 2000, Zou? nu, 2011, ah. cred. Opa. 2009, 2010, 2011, pe acolo. Dar Robert poate să-mi zică nici nu mai Adică oricum au trecut, sunt 10 ani cel puțin. Am înțeles. Peste 10 ani de când le făceam. Și dacă cauți la mine pe, pe YouTube și vezi ce calitate era pentru, pentru vremea aia, Dar tot așa am lucrat și eu cu niște băieți, cum ai tu. Oba. Oba. Discusiți pe aici. Stai așa că cine, uite, cineva te confundă cu Bordea. Bă, cona te pup, bro. Și <laughs> că ce tare că l-ai adus pe Bordea la podcast, așteptam asta. <laughs> după trei luni de sală în lui. Băi, mi s-a mai zis. Adică mi s-a zis de foarte mult. Bordea, Statham, uh, da, în general Bordea. <laughs> Știu, bro. Stai nici bro. Deci e... Uh, te pup, bro, de la sper că ești bine. Uite, cafeaua zilei încă nu prea face fa că pe nu prea face rău decât dacă îți este interesă medical, dacă exagerezi cu mai multe zilnic, atunci poate cauza probleme cardice. Păi da, nu știu, cred că răspundea la altcineva, dar da. A, ideea... cred că a răspuns să se la altcineva. Dar în mare parte cam tot ce e în exces este în exces. Da, ideea e că, că apropo de tot ce e în exces, în exces, exact. Da, adică dacă soarele e pe cer, ah, strălucește. Exact. <laughs> nu uh... Multă lavă! O... Băi, de două ori pe săptămână, măcar. A, ah, uite, recomandat. Poftiți, ca să știți. Și la femei la fel, nu? Da. Dar nu, adică la modul cel mai serios, masturbarea e sănătoasă până la un punct. Din nou, dacă facem exces. Păi deja dacă nu ți mai se rupe, e. nu mai faci nimic cu ea. Știi că unul a orbit de la prea multă labă. Nu, dar asta e glumă, nu? Da. <laughs> Eu deja eram că o oh, fac, nu mai fac. <laughs> mai, mai... Și acum no. tot să duc. Mi-a intermit ipohondria, și nu mai fac data. Nu mă, dar e orice exces. Cafeaua, ai recomandat-o cafea pe zi. Da, 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 da. Uite, am eu o întrebare pentru tine. Ai lucrat vreodată cu persoane cu anxietate? Da, de multe ori. Și cum a fost? Greu. Adică, am sunt. ideea e că mi îmi plac provocările. Bună întrebarea. Dar, da. Păi hai să Adică lucram. sunt, am lucrat cu persoane cu anxietate, am lucrat cu persoane ha. cu atacuri de panică grave. Și trebuie să știi, băi, ca să cu, ca cu să răspund, Da. Păi nu ești de acolo, adică atac de panică, palpitații, anxietate. Așa, păi nu da. Eu, eu, păi eu, cum urc scările alea, bum bum, cobor, da, da bum bum. Dar știi de ce? Hmm. Rezistența? În prima fază. Și în a doua fază, tot un fel de, hai să o numim anxietate, un fel de anxietate. Adică eu pun pariu că tu nu ai, la tine nu-i medical bum boom, bum ăsta. Nu știu încă să vedem. Pot să pun pariu pe treaba asta. Nu, adică 90% zic că nu-i zic, când... Zic că nu de aici și că e mai mult de aici. Deci eu am, hai să zic cum e. Am, să zicem, 4 zile că mă ține. Gen, dacă mă ridic brus, um, Băi, cine a înțeles să traducă? Deci dacă mă ridic brusc de pe scaun în picioare, mi-ajunge pulsul la 140 și rămâne acolo până nu mă așez înapoi. E de testat, ca să zic așa. E păi am testat deja la trei medici. Și ce au zis? -au nimic. A, nimic în sensul mai, că, mai băi, nu, că... E, nu e stricat sau nu, nu știm ce Nu, că nu sunt stricat. Dar mai am testat mai, am, mai merg la unul. Păi și eu zic că nu e stricat. Adică eu zic că <sus> stricat e stricat aici. sus, da, la mansardă un pic. Apa. Că tot e, e chiar că probleme la mansardă. Adică și mansarda, în general, știi, ne lucrează rău de tot. Dar ideea e că... Ia uite, cred că suntem amândoi idioți și ne sprem degeaba, pe foneros. Da, Seba, eu știu, și el are palpitații, știi, e un prieten meu care aș putea să fute dau Nu fute piste, Multe? fute bărbați. Da, Cum ai meu. zis, o te-ai de gol. Ce? ce tare? Scuze, Heba. scuze, Seba. Ah, tricou, mesajul. Măi, vorbea de, de mesaj, mă. Asta e COVID. Păi, Uite ce scrie. Ah, fac COVID. Eu am avut COVID. Și citește mai departe. Ai avut COVID? Tatu are contagious. Deci okay. vezi, vezi că se ia. <laughs> Măcar. Se doamne ia. ajută. Bă, Seba, îmi pare rău. Uh, da, eu fac COVID, tatu Nu COVID-ul e contagios. Tatuajele sunt. Bun. Revenind despre da. ce vorbeam. Da, deci despre vorbeam despre, despre... întrebarea lui cu... Cu da. uh, anxietatea, anxietatea și cu astea. Deci da, ideea... Da. Ideea cea mai de bază e în felul următor, că un antrenor personal bun, personal personal bun, trebuie să fie ha! un bun psiholog, ha! trebuie să cunoască chimie, trebuie să cunoască biologie și din nou un bun psiholog și pe urmă să știe partea cu sportul și evident să știe și nutriție. Uh -huh. Trebuie să fie Cam pe unde cât mai complex o? și cât mai complet, dacă se poate spune cât mai complet. Uh... Mă jur că, mamă, bă, mă, ce trip mi-am luat, pulă! Mamă! Păi, deci uita la mine cu niște ochi așa ciudat, pule. Deci l-am văzut pe bordea. E bordea, mă. Păi, mă, jur, bă, ce trip mi-am luat. Eu nu ți-am zis, mă, că sunt. Bine, bă, acum hai ce... să recunosc, uite, la tine pe live. Frate. suntem verișori, mă, dar nimeni nu știe. Aaa ah. Dar Zoom? nu ai văzut că se semănăm? Păi, ba, da. Suntem verișori, în treabă E treabă când te mai vezi cu el, să vezi ce ce. Dacă îl pun la capată, asta e prima întrebare pe care o pun. Așa, scuze, <laughs> scuze dar mi-am luat tripul și Mamă, papa limitat. Limitat. Nu mă știu de ce mi-ai dat Da, complet. vorbeam despre... Ah, mă, nu vorbeam de antrenor, că trebuie să fie... da, ziceam, Ideea eu vreau, că trebuie să fi intrebat... psiholog, chimist, ha, ha, biologist, ha, ha. biolog, toate, mă. Câte un pic din fiecare, exact ce ziceam. Pentru că nu poți să fii... Ba, mă, cu... Adică trebuie să-ți cunoști omul cu care lucrezi. Pentru că, pe lângă bun reminder Hai, ia și bea. Uh, da, mă, dar asta nu ia. E vrei să gusti? E, e bun. Vrei să gusti? Cât costă? Vrei să gusti? Uh, uh, e bună, mie îmi place foarte mult. Chiar am ajutat, am simțit diferența. Da, mă, da. Uh, Pastramă! Și ea e, e bună. Dieta, dieta cu șorici, ai, ai auzit de ea? Și, nu. nu. Nu, dar înainte de dieta cu șorici, vreau să te Tu pe unde te încadrezi în zona aia de complet? Peste. Peste? Băi, nu, nu. Adică nu. aș fi, aș fi arogant să zic că. Păi, eu, nu în de la Știi valoarea? Dar... Da, pe asta e ideea. Eu îmi știu valoarea, am investit mult în, în valoarea mea, în sensul că am investit în cunoștințe, în sensul că am făcut cursuri, pregătiri, uh, cursuri, pregătiri, seminarii, webinarii, cursuri, pregătiri și așa mai departe. Adică am investit mult și timp și bani. Ca să fac un bagaj, ca să zic așa, da. mare, mare, mare. Și experiența anilor. Uh -huh. De aia m-am și dus la concurs, ca să demonstrez că se poate natural. Am luat loc întâi natural, fără a ce și alte seringi. Aoleu! papa. <laughs> și da, e, nu, repet, aș fi aroganță să zic, da mă, sunt cel mai bun. Nu, dar mă consider unul dintre cei mai buni. Asta e foarte Lăsând la o parte orice lipsă de modestie și orice, pentru că, da, îmi cunosc valoarea, știu cât am tras și știu ce poate mă însarda. Mm. Știi? adică știu de ce sunt în stare și știu asta e valoarea mea. De aia, de aia pentru multă lume, prețul serviciilor mele nu e unul cel mai convenabil, da, să zic așa, știi? Uh -huh. Da, păi frate, îți ofer servicii premium, uh -huh. complete. Sigur că oh. te poți duce la orice antrenor de duzină, uh. e plin. Adică eu personal, până mai Pure. De curând, oh. am scos pe bandă rulantă antrenor, că am fost formator, master, trainer la o școală de fitness. Uh -huh. Da, deci eu i-am învățat, eu i-am scos, mă rog, prin intermediul da. școlii respective. Da. da, nu te poți numi acum, lăsând și pot să-mi iau tot hate din lume că sunt pregătit, că mi a mai luat. Uh, n-ai cum să te numești antrenor personal după o lună de cursuri care de fapt sunt patru weekenduri. Știi, adică atât sunt cursurile ah. de instructor și antrenor fitness. Da. Patru weekenduri pe lună. Și ți-ai luat diploma și ești antrenor. Păi stai mă un pic, ce înveți tu? Înveți, ok, dar n-ai cum să fii ah. antrenor. Uite, în Anglia, de exemplu, Uh, e a? A! e altfel cu partea cu antrenorul, adică e level 1 personal training, level 2 și pentru fiecare level dai examen <coughs> și ca să ajungi la nivelul la care sunt eu acum, de exemplu, dai trei examene și îl dai și pe examenul de coach, ca să fii coach, uh -huh. nu doar personal trainer level 1, dar e altă legislație. Am înțeles. La noi e permisivă din punctul ăsta de vedere Care, ta da, poate fi și Parte bună, dar poate fi și parte negativă Pentru că Orice nei ca nimeni dă 1200 de lei pe lună Și pa, și-a luat diploma Și mamă ce antrenor sunt, știi? Da, sunt. Și se duce în sală sunt. Și face de alea Mai bagă 10 <laughs> Și se sprijină pe un aparat, știi? Pe Instagram, pe, nu știu, pe OnlyFans, mai bagă 10 Păi nu ești antrenor prieten, Așa, n ai cum să fii antrenor Uiteam o întrebare de la, de la Sebastian. Și deci că întrebare importantă, dacă, dacă mi este frică să fac sală cu gândul că îmi pot cauza probleme cardice, da, teama nu, este. Nu e logică, nu e Ce pot face? Prim, primul sfat, ia-ți antrenor personal, dar iați un antrenor personal care știe ce face și care știe cum să se comporte cu tine, să se uh. poarte cu tine. Și în general, pentru că am avut eu personal, am avut multe persoane nu știu, cu anxietate sau supraponderale, cărora era cumva, nu știu, rușine să meargă în sală. Trebuie să știi cum să abordezi problema și trebuie să știi, deci repet, trebuie să fii un bun motivator și unde e cazul să fii un bun demotivator. Pentru că e și reversul medalei, adică am avut puștani de, nu știu, 14-15 ani, care pe lângă asta, <laughs> pe lângă asta uh, sunt de aia, știi? fac, le fac, mai dăm, mai pot, mai vreau, mai dăm, mai de alea, știi? Și trebuie să știi să le pui frână. Și să le zici, dacă nu te oprești, pe o sugi. Da, așa. deci adică... <laughs> am zis bine ce am zis acolo. Exact. Hai cu de cu capul. Ce pre... Da, mi-am luat trigger din chat. Ce părere ai despre... Ce părere ai, Valentin, despre Nicolas Aesthetics? Aesthetics. Bă, îl știu pe băiat. Omul pare că citește mult. De multe ori, sincer, o dă un pic. Opa! <laughs> o dă un pic de gard de multe ori, adică exagerează cu multe aspecte, dar fiecare are o părere proprie și personală pe care trebuie să și o asume. Uh -huh. Știi? Da. Și acum au fost la un moment dat niște hai să le numim disuri, disuri fitnessiste, uh. să zic așa. Există așa ceva? Băi, au existat, nu știu, n-am mai urmărit. Poate la bodybuilding. S-am zis, sunt un pic ah. ca la bodybuilding, mă rog, erau wow. clasicele mari, dar nu, erau la noi aici, bisericuțe. Era Nicola, într-o parte, mai era un ah. băiat, care îmi scapă numele mm. acum, care, sincer, n-a nicio treabă cu forma fizică, dar e citit și e bun pe partea de nutriție mm. și mai erau alții, erau așa, grupulețe și bisericuțe și își cam dădeau la joale mm. unii altora, știi? Am înțeles. Uh, ah. Și le urmăream din umbră și îmi plăcea să urmăresc să vă părerea fiecăruia, dar acolo am stat la urmărit, nu... E fiecare în filmul lui. Dar, repet, trebuie să să ți asumi întotdeauna, să fie asumat. Păi ieși în față și spui, Ra. băi, da mă, veganul e cel mai tare și sunt vegan și carnea e cea mai rea și așa. Ok, asuma-ți lucrul ăsta și așteaptă-te și la hate Normal. și demonstrează, știi, științific și așa. Uf. Ca să dau exemplu, deși din nou, iar o să-mi ia. sunt bune. Bă, uite, o să-mi iau un mic hate la un moment dar da. doamna doctor, bă, pot să numesc? O numesc. Adică... Da, frate, nu Bilic. Mihai. nu, n-aș vrea. N-aș vrea. de ce când nu au numele de femeie, nu mai asta mi să zic? Uh, femeia, mă rog, pe lângă că e extra promovată. E surată? Ra o nu știu, o să fie la ea acolo. Vorbea niște aberații la un moment dat, rău de tot și gen, vezi e nutriționist. Și cea mai aberantă aberație pe care a putut să o spun a fost că, mamă, pepenele roșu, da, te îngrașă, te freacă, Și a fost o perioadă că exista prin online, adică și-a luat lovituri, să zic așa, pe online de la toată comunitatea fitness. Că pepele roșu în gras. Da, dar a zis-o că aveam ah! un video, mă, a fost viral video <fie> la un moment dat și după aia toți au făcut, nu știu, meme-uri și disuri și da. au dat în ea pentru că femeia a berat crunt acolo. Că mamă ce îngrașe. Da, da, că îngrașe. L-am făcut și eu inclusiv, am, pe, am, un TikTok pe tema asta cu, cu, cu pepenele. Ce îngrașe, mă, ce căcat să Mai știi? Poate ia. Pate, ia de mânuță ha. cu doamna doctor Bilec și fă, și fă hora unirii, bă. Adică n-am ce-o treabă, îi respect meserii, am și zis atunci, m-a blocat femeia pe toate rețelele, nu mă, i-ai, cred că mă dușmănește, mă urăște. <laughs> și nu doar pe mine, pe toată comunitatea fitness, adică femeia a dat-o grav de tot. Și a avut mai multe gafe, dar aia cu pepene roșu a fost urâtă rău, adică de, din masarda da, bă, de a dat-o, știi? Păi, dar nici nu are nici n-are grăsimi în pâine, ci, ce, 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 în graci. Ce, Băi, este e, e, grăsim. apă de izvor, de <converega> izvor apă de grădină ]這... și, și zahăr pe alocuri. Ți-am dat pe scurt asta, <oxidation> mă. noroc că s-a ascuns. Știam <multitles> că vii și ce am făcut înainte să intru. Am înțeles. A, și le am, le-am ascuns, <laughs> nu, poți stai că nu Scuze, n nu știu cum, na, nu, de când nu am văzut mi s-au schimbat ecole, să știi. Asta cu, a, asta cu... cu bășina e veche. Asta și, e bășina veche. <laughs> și asta cu scuzele nici și mai vechi. Să zic, că la mine nu sunt. Da, cer, frate, să zic, dar eu am bunul simț încă, știi, și atunci. A, mai Deci, am deci așa aia. cu doamna doctor. Da. da. Trec, trecem peste. Uh, Povestește-mi puțin despre experiența ta pe care ai avut-o la ProTV. Băi, au fost mai multe experiențe, ca să zic așa, unele pe care nu vreau să mi le aduc aminte și unele... Caca! De exemplu, inclusiv asta de la, de la Ninja Warrior, a fost ok experiența, până la un punct. Că, uite, mi-ar fi plăcut, dar nu a fost, nu ne-am înțeles. Mi-ar fi plăcut să mă duc la Exatlon sau, mă rog, Survivor. Da. De ce n-ai încercat să te înscrii? Băi, am fost la casting, am fost și chemat la un moment dat și nu dar pentru primul sezon sau pentru ultimul sezon de Exatlon sau primul de Survivor nu mai știu pe acolo uh, nu. așa gata uh, băi nu ne-am înțeles din alte aspecte și acum într-un fel poate să mai am ocazia <laughs> poate găsesc vreun cimpanzeu ceva pe acolo care da. Mă rog, hai să vedem. să să, să con... Hai să continui. Ce că cat e asta? Ce tip e asta? Hai să -i Ce -i asta, bă? Ce întrebări mai? Ce e asta cu aia? Se. <gătă> tic nou, da? Să înțeleg. Da? Deci asta n-am mai făcut niciodată. Ba,

Cum ar fi ca? Mm -hmm. Ce? Ai de pula. Bă, știam că, deci știam că o să râd, dar nu în halul ăsta. Deci mă așteptam să râd, hi -hi. dar nu în halul ăsta. Mi s-au... Uh, hi -hi. Mi s-au... Uh, mm -hmm. <coughs> nu, mai pot să... Mm Nu mai pot să vorbesc. nu, mai, mm -hmm. nu mai pot să vorbesc cu aia.

Iau te fuge iar. <coughs> Așa. Am făcut scurt și în punele. S-a blocat caseta. Bă, mersi, Deci n-am mai de mult în hal. ăsta, jur. Am transpirat Frate piți. Iau. uite. nu nu mai pot să mai <coughs> să mai <zic coughs> Ești deci că mi-au blocaj de asta mental în timp și cum... <coughs> când vorbesc. Wow. Bă, chat. Așa ce am pățit în viața mea. Wow. Era. Era. Uh. Asta nu știu de unde a venit. Cred că... Bă, deci am transpirat, ii, 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 frate, ii, 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 am ars 300 de calorii râzând. <laughs> Sunt ud. Am transpirat, uite-te. Mi-am făcut antrenamentul pe azi, gata, e ok. Așa, despre ce vorbea? Da. Ha, ah, 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 ah. Nu mai știu. S-a <laughs> <laughs> oprit. Mamă, mă dor mușchii de jos. Aoleu, ce tic oribil. Sper să nu mai am niciodată. Dă-mi niște apă, te rog, Cristi. Mi se apa. Mulțumesc. Mulțumesc. Facem podcast Așa, ce vorbești? Nu mai știu ce, ce ziceam? Nu știu, că mi-am luat Wow ce Trăiți? Mamă, dă-mi și mie un pic de apă Bagă aici niște apă <fipul> Nu mai am energie uh, Stai așa okay. că eram sigur <laughs> E <flect> <A flect> ok, 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 ok Ce, ce da. ziceam? Ce nu știu, frate, ce frate, vorbeam, vorbeam. despre ce deci așa despre antrenori. Nu niciodată despre... în viața mea. Mamă, mă, mă, știi cum mă fac pulsurile? pulsurile. <laughs> Toate pulsurile. Așa facem, am fac, fac mușchi dragă. De frate, deci mi s-a încordat abdomenul, tot. <laughs> Sunt praf. Da. Era o întrebare, nu știu, cu Ancora. Să acceptat, revenim. Mă, cred că îi răspundeam la Sebastian sau nu știu. Uh, da, deci asta e ce am Trebuie să ai mare grijă ce antrenor îți găsești până la urmă. Eu am avut oameni care au venit la mine după ce au lucrat cu alți antrenori, care i-au stricat efectiv. Deci la modul ăla. Pentru că, din păcate, sunt mulți antrenori de duzină a, da, a, 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 <laughs> care. A strică oamenii, frate. Și -o asta le spuneam ăstora la curs, da? Deci cât am predat și cât am fost master trainer, le-am zis, băi, un lucru, dacă ați venit, uite așa începeam cursul, apropo de asta. Deci introducerea mea era în felul următor, dacă ați venit aici, ca să vă faceți antrenor personal cu gândul, da, da. cu gândul că veți da. face bani mulți, mergeți acasă. Deci asta le ziceam, la modul și erau toți. Ah. Pentru că da, se poate câștiga foarte bine, dar trebuie să demonstrezi uh -huh. pentru, pentru banii ăia. Unul la mână și doi la mână. Le ziceam, băi, nu uitați că pentru, nu știu, minim 45 de minute, maxim 60 sau 2 ore sau cât îi ții tu clientul. Da? Deci, pentru o oră, tu ai sănătatea și chiar viața omului în mâinile tale. Ceea ce mulți nu, nu conștientizează. Știi? Ah, adică, Da. Adică, dă-mă, dă, -mă, dă bagă mai bagă 10. Îi rupe spatele, îi rupe genunchii, picioarele și așa mai departe. Și îl rupi pe omul ăla. Uh -huh. Și îi pui sănătatea în pericol și viața. Păi și da, eu am spus-o: Băi, frate, scopul unui antrenor personal este de a cel puțin menține starea de sănătate a omului, a clientului, să-l numim client, da? dacă nu ideal de a o îmbunătăți. Că până la urmă de a vine omul la tine, să câștige ceva în plus. Sănătate, știi? Sau, mă rog, după caz, masă musculară sau așa mai departe. Da? Să-ți faci cu cap. Fără probleme la mansard. Adică. <laughs> Uite, cum, face, cum facem diferența între un nutriționist eficient și unul ineficient? Cum facem? Cum faci diferența dintr -un, între un nutriționist eficient și unul ineficient? <laughs> Băi, e, e complicat răspunsul. Mai ales dacă vorbim strict de nutriție. Pentru că. <laughs> De fapt, nu, răspunsul e același, fie că vorbim strict de nutriționist, fie că vorbim strict de antrenor personal sau de ăștia la pachet. Întotdeauna trebuie tu, în primul rând, să te cunoști pe tine, să știi, cel puțin la nivel basic, ce-ți face bine. <laughs> <Harapal>, ce afărul. <laughs> trebuie să știi ce-ți face bine da. și ce-ți face rău. Da. Cât de cât, adică să ai știi o idee. Și nutriționist eficient și nutriționist ineficient. Nu știu, uite, Bilic e un nutriționist ineficient. Cine? Bilic. Nu știu cine, e Bilic. Doamna Bilic? Do da. Bilic. Doamna doctor de care vorbeam. Ah, ok. Uh, nu, mi-asum ce am zis apropo de asta, știi? Da. Deci eu mi asum întotdeauna ce zic, nu e. Da. Nu. Sunt nutriționist eficient și nutriționist ineficient. Ia. Yeah. Yeah. Adică trebuie, dacă, știi cum, știi cum faci diferența simplu, dacă după o lună în vas lui. <laughs> Da. Ha, <laughs> Dacă după nu. o lună, nu știu, două, hai maxim trei, nu vezi rezultate, e clar că ceva nu funcționează. Și atunci e clar că este ineficient. Da. da. Eu primesc des întrebarea asta. Bine, băi, frate, știi de la frate și eu în cât timp o să am rezultate? Depinde păi, și cât muncești. Da. Dar răspunsul cel mai sincer, cel mai curat este următorul. Rezultat, ah. primele, rezultatele în primul rând, sunt de două feluri. Simțibile și vizibile. Alea simțibile pot apărea... În... Pe fond psihic. Da. Nu? Și pot apărea în primele 24-48 de ore, adică febra musculară. E un rezultat simțibil. O simți. Uh -huh, uh -huh. Cele vizibile apar după minim 3 luni de continuitate. Pentru că prima lună nu înțelegi mare lucru. Se obișnuiește corpul, începi să cunoști clientul, începi să-i vezi... Nu știu, aptitudinile, ce poate, ce nu poate. Da. În a doua, în a doua lună. Opa. Deja încep să-l pui pe un drum cât de cât ok. Adică deja încep să-i formezi, băi, cam asta funcționează la el. Și de-abia din luna a treia încep să, să știi că, da, asta funcționează uh -huh. și cu asta are rezultate. Uh -huh. Deci, după minim trei luni de continuitate, uh -huh. ai rezultate. Nu, nu degeaba îți dă și Facebook-ul, de exemplu, când îți dă, nu știu, blog de la îți dă 90 de zile, da? 3 luni. 3 luni. Da. Instagramul, când mult. te pune să aplici, îți zice aplică după 60 de zile sau ce zile, Da, luni. exact. Adică toate Aua! au un... Au un, <laughs> un, un time-out, știi? Așa e și aici, adică minim 3 luni de continuitate. Care că ar fi... Uite, că te întreabă aici a Sebastian Ciobanu, Uh, uh. să nu, care ar fi cele trei calități ale unui antrenor personal? Trei, cali trei calități? Da, a un, 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 unui, uh. antrenor personal profesionist. Băi, întrebarea e destul de bună și destul de dificilă. Ca de să răspuns. Zic așa. Că până la urmă e posibil că fiecare Băi, antrenor să are calitățile lui? Da și nu. Da și nu. Adică, a, trei calități, ok, calitatea numărul unu Iartă-mă. Eram sigur. Iartă -mă. Iartă -mă. <laughs> calitatea numărul 1. Să știe ce face. Deci, nu știu, cunoștințele. trebuie da. Ar trebui să fie calitatea numărul 1. Și pentru că știi care e faza, un antrenor personal bun, bun. învață continuu. Noi, ca oameni, oricum învățăm continuu, știi, e vorba aia, că omul cât trăiește învață. Știi? Adică, dar trebuie să aibă un bagaj de cunoștințe puternic, și uite, paradoxal sau nu, nu e felul în care arată o calitate. Deci, da, de bine ai, crede el. Că, ai, crede că, ai mamă, asta, uite ce bine arată, înseamnă că e antrenor personal bun. Da. Nu întotdeauna. Pentru că poți arăta bine, da, prin muncă și prin ceea ce știi să faci, sau poți arăta bine prin scurtături. în gen steroizi, bla bla bla, sau te ajută geneticul, sau așa. Bine, dar dacă te umpli cu steroizi acum că te pus de asta, dar te afectează pe termenul lung de tot. Evident. Mușchi. Adică nu numai mușchi, am tot organismul. Evident. Plus că se vede la un moment dat. Știi? Adică, mai ales cunoscătorii știu, da, mă, ăsta e înțepat, ăsta nu e. Adică. Și e și reversul medalii, că pot fi. Cap și pajul. Pa. Exact. Pot fi antrenor personal care nu arată ideal și cu toate astea să știe ce fac, știi? Da. Dar, și acolo, iarăși, pot să vin cu, cu cu replica, băi, băi, stai un pic, dacă tu știi ce faci, de ce nu te-ai transformat pe tine? De ce nu arăți tu bine, știi? Și exceptând persoanele care au anumite probleme, nu știu, hormonale, să spunem. Și asta eu, uite, apropo de asta mi-am luat acum vreo ah! 3-4 ani un hate mare de tot că scrisesem un articol pe, pe blog. Băi, sunt de pe vremea blogurilor, atenție! Deci tu mi-ai spus, spus că nu... Ai spus că nu-s bătrân, nu sunt veteran, nu-s... Sunt de demult, mă. No, Sunt băd. de pe vremea blogului. Dacă te întreb ce vârstă ai, o divulgi? Da. 27. Ai văzut? <laughs> 27 plus 10. Ah. Plus 11. Nu e mult, 38. Mulțumesc. Mersi la fel. 38, dar mă, mă simt ca la 17. Și arăt ca la 27. Mai puțin părul. Psic. Psihic Cu, mă cum simt. Fac față așa? stresului. Sau tu nu ai niciun stres? Prin joacă. Ba da, cum Ai stres. Cum faci față stresului? Prin joacă. Adică. Băi, îi iau la mișto. Băi, viața trebuie luată la mișto la un moment dat. Asta. Nu las mă, să mă. adică n-am cum să nu am stres. -am Până la toți avem, da. Dar nu las să mă, să mă. Să te mănânce. Cotropească, așa știi, să urce pe mine. Da îl ascund acolo, îl împachetez bine de tot, îl bag într-un colțișor și mă duc mai departe. Nu e... Uite, de la Alex, dacă este cineva mai slab, are nevoie să consume un număr mai mare de calorii și acea persoană nu reușește să ajungă la numărul de calorii, cum poate ca acea persoană să ajungă la numărul respectiv? Da, uite, exact despre ce vorbeam ah, mai devreme, știi, adică e vorba de surplus caloric, da? Îl dăm pe el exemplu, cazul cel mai tău, bine. da? Opa! Băi, vreau să pun pe mine, știi? Păi cum poți spune? Păi prin o sport, femeie. prin hipertrofie musculară, mai pui o femeie pe tine uneori, uh, și prin surplus caloric. Și atunci, ce faci? ce faci? Regula? Știi care e cea mai bună dietă? Apropo de asta? Dieta celor cinci degete. Ai auzit de ea? <laughs> Da, da, de acum nu obții decât lapte. Da. Uh, nu e, mă, e regula celor 5 degete, adică 5 mese pe, pe zi. zi. Da. Pe Deci și puțin. la sincron, 5 mese pe zi, 3 principale, 2 secundare, adică gustări. Ai micul dejun, ai gustare, ai prânzul, ai gustare, ai cină. Așa ar trebui să funcționăm noi ca oameni toți. E greu, evident. Eu abia mănânc o dată pe zi. Păi de aia nu te îngrași. Da, ți-ai răspuns singur la întrebare. Uite, păi bă, la asta m-am gândit. Dar tu știi că mie, pe mine mă influențează foarte mult stările mele de anxietate în legătură cu mâncarea? De ce? Cu Pofta de mâncare, mai ales. În ce sens? Mai, adică mai, nu, în momentul în care eu mă gândesc la mâncare, mi-e rău. Păi de ce? Dar ea lasă, la, lasă fumatul, lasă, nu știu, Altceva decât te știu, un bagi. Nu, nu mai uh, cu astea, țigările, atât. Adică. Păi ia, lasă-le un pic. Sau o redule, sau așa. Ar să le las complet, știi? Scoate-i bateria, ăla lui. <laughs> <laughs> uh... Avem și poți cu ți facem. Aoleu! Și că eu mănânc de șapte ori pe zi și degeaba. Imposibil, doți. Depinde ce mănânci și cât mănânci. Lapte prost. <laughs> sau, sau lapte praf. <laughs> lapte prost. Uh... Bun. Și acum ca să-i să, -i, să -i termin răspunsul la întrebare. Da. Deci ideea e simplă. Surplus caloric, dar dacă nu poți să-ți le din alimentație, presupunem că ai minim două mese pe zi, minim. Băi, dacă mănânci o dată pe zi, n-ai cum să fii într-o formă decentă. N-ai cum. E imposibil. Dar dacă ai minim două mese cât de cât ok, și atenție, echilibrate, adică echilibrate și regulate, și nu regulate de la de care te gândești tu, <laughs> adică, pe cât da. posibil, în jurul aceleași ore. Da. Cum în... da, a fost când eram mici? Da. Dimineața, că te chema, mâncare, la masă, te ai chema la masă, la masă, mâncare. gata, știi? Sau cum da. mănânc ei la grădiniță acum sau așa? Bă, frate, mesele e foarte important să fie fixe, da? Adică, pe cât posibil, acolo, în jurul aceleași ore. Cu o marjă de, hai să zic, 45 de minute. Și da. deci, iau micul da. dejun dimineața, nu știu, la 9. Băi, le iau azi la 8 jumate, mâine le iau la 9, știi? Hai, le iau la 9 jumate cel târziu, dar cam aia e. Da. În fiecare zi. Da. Gustarea dacă mai iau, prânzul dacă le iau și așa mai departe. Și dacă, refet, presupunem că nu că mesele astea și totuși nu pui pe tine, da, atunci intervine partea cu suplimentele, de care se vorbea mai devreme, știi? Atunci da, trebuie să suplimentezi. Aveam o întrebare aici despre supliment. Cred eu că e de supliment. Mai în ce fel de suplimente sunt pentru forță și sunt și care sunt pentru a crește masa musculară mai rapid? Băi, mai rapid steroidici, clar, nu. Pac, te-ai înțepat hăționule? și e. Dar nu e soluție. Nu, nu e soluție Oh, mitica? Băi, mitica! Protein... Băi, mitica! Uh, proteina. Deci, proteina e suplimentul principal, de bază, atât pentru a slăbi, <hânt> cât și pentru a pune masă musculară. Sau da. a te, în ghilimele, îngrășa. Dar, din nou, depinde de care, depinde cât, depinde sub ce formă. Depinde... <hântul> Aici cea mai bună proteină. Deci dacă îi manește. vedea expresia feței acum. <hără> <hără> da. <hără> <hără> și proteina, știi, suplimentul proteic, pudra aia proteică care o găsești la borcane sau la săculeți. Ă, și aia e de mai multe feluri. E izolat, hidrolizat, concentrat și așa mai departe. Da. Iarăși, trebuie să știi de care ai tu nevoie. Și cât și așa mai departe. Nu văd până acolo. Nu? Nu. <laughs> nu văd, frate, văd că de lumea. nu <laughs> și <laughs> uh, Pentru că sunt pug. Că tu ești pug tot timpul, ai fost pug. Cum să face un shake natural și din ce ar trebui făcut? Un shake natural? Eu știu. Eu fac shake În primul rând și în al doilea rând, în urmează așa, ovăz, semințe de dovleac afine, banane, loading, așa, da, ce am zis? Da. Da, mă. Așa, deci eu asta mănânc, de exemplu. A, și lapte, cocos sau puțin iaurt acolo, dacă nu, apă direct în shake și bum, 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 fără zahăr, fără nimic, Beți dimineața e extraordinar. E foarte bun, mie îmi place o, o, variantă, dar acum, iarăși, răspund la întrebare cu altă întrebare. Depinde pentru ce vrei și ei cu ăla. Și deslăbit cum ar trebui, de exemplu? Să alergi ca nebun. O, eu cunosc pe, cineva, aia. da? Care, eu cunosc pe cineva, care e... nu, 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 nu. Așa. Așa. Eu cunosc pe cineva care, de exemplu, nu e gras. Nu, e, e, e o femeie, da? Dar nu e grasă. Okay. Și dacă ai, de exemplu, ai vedea-o în fața ta, zice că, bă, ai nebunit și trebuie să mai scazi la tine, știi? Ideea e că are burtică. Am două, am două prieteni care sunt așa, știi? Adică și un culit, știi? E genul skinny fat. Skinny fat, da. E, e cum scap de fetul ăla? Inevitabil scap și de fetul pe care nu-l mai ai în alte zone. Dar știi, Băi, Inevitabil, lumea, dacă, pe la urma, da, faci... lumea se gândește din nou greșit. E mitul ăla prostesc că, băi, vreau să dau de aici jos și puțin de aici și dacă se poate și de aici. Nu, nu -ai se poate. Le dai de, pe rând. Le dai de peste nu, tot. Exact. Nu există uh, sp... mulțumesc. <laughs> nu, nu există ah, spot reduction, stii? adică să, să slăbești doar dintr-o zonă. Da. Nu, n-ai cum. Și atunci mm. trebuie să adaptezi a ah, că pui accent pe zona aia, ok. Dar niciodată nu vei ce, da, mă, gata, slăbesc doar din, dau, că fetele dai, în buci. general vin, știi, ba, să scap de burtică, să-mi subțiez picioarele și, nu știu, să-mi da. crească fundul, știi, la modul Wow! <laughs> nu prea poți să faci doar, știi, adică trebuie să știi cum adaptezi antrenamentul, evident, indici, dai spre zona aia, dar nu, da. nu poți doar să slăbești, să-l dai al jos. Uite, uh, Zanfir, fix acum ți-am răspuns la întrebarea ta cu slăbitul. Dr. Șerban Damian, cel mai bun nutriționist și cel mai slab, arogant și prost nutriționist este Cristian. Băi, da, uite. Care uh... are 150 kg. Ce, ce spui, am dreptate? Da, 100%. <laughs> uh, pe doctor Șerban Damian știe ce zice, iar Mărgărit, eu am avut niște bifuri grave cu Mărgărit. <laughs> Deci, omul deci ne-am heituit rău. De, tu, mă rog, el mai mult pe mine, că din punctul meu de vedere, oricum e o nulitate. E, și <laughs> și mi-asum. Mărgărit e o nulitate. Adică, <laughs> omul e arogant, foarte arogant și e pe sistemul. Dacă nu ești cu el, ești împotriva lui. Dar îl dăm la o parte. -are. El, el a început la un moment dat să dea în toată industria fitness. A dat în, în mine, a dat în. Valentin Vasile, mai e un antrenor de fitness, a dat în, cum o cheamă asta, mica lupa <coughs> de Carmen carne în Mă rog, omul s-a țigărit cu toată lumea, dar el e din alt film. Dar da, da îți dau 100% dreptate, ca să fiu scurt așa. Și că e de-al meu, Valentin, tot respectul. Cred că e de la mine, din oraș. Cine? Margarit? Închide, pune lacătul dacă Nu, 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 Luci Popescu zice că e de-al meu Valentin, tot respectul, lui. cred că e de la mine în oraș. Bă, nu știu, Luci... Mama, tu de la o... Mama, tu nu trebuie să slăbești, că nu mai ai ce să slăbești. Și nici nu ai putea să slăbești momentan. Depinde. Are, are o chestie, mama, la spate și nu prea momentan. Nu, 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 deci dacă le sport, nu ai cum. Nu există. Nu, se, nu poate. Nu există. E fractură. Băi, poate merge? Poate merge. Păi, și ce faci? Adaptezi exercițiile de, de, la, de la mers până la mers alert, de exemplu. Și tot faci. Deci, atâta timp cât nu ești imobilizat în scaun sau în pat, poți face sport. Și dacă Evident, cauzează durere? Depinde de ce. Ce mersul cauzează dureri? Mm, are dureri constante. Să zicem așa. Și dacă stă în picioare? Oricând? Păi, da, atunci este o problemă. Pe Dar. Nu cred că are interdicție totală la sport. Sau dacă are înseamnă că doctorul respectiv nu prea știe ce face. Ah. Și acum iarăși ca să nu dau un doctor, dar știi de obicei doctorii clasici își cam dau cap cu, cu, cu sportul. De eu dacă mă luam după medicii ăștia de școală veche să zic așa ar fi trebuit să fiu undeva acasă legat de calorifer și să nu mai fac sport toată viața. De câte ori mi s-a, în ghilimele, interzis să fac sport. Mm -hmm hernie și așa mai departe. Adică deci ai trecut și prin față de genul mai în oșma. Da. Încă trebuia să te oprești și n ai făcut-o. N-am făcut-o pentru ambiție. că nu trebuia. Nu. Trebuia să mă opresc conform directivelor unor medici care au rămas îndoctrinați cu școala veche și care habar nu au ce înseamnă medicină sportivă. Mm -hmm. Care sunt două lucruri total diferite. Și în general medicii de școală veche, medicii clasici Îți zic, băi, nu mai mă, nu face, nu te mai duce la sală, nu face sport, nu fă, nu ridici. Și pe când medicii sportivi îți zic, bă, da, mă, fă, da, adaptează. Fă puțină kinetoterapie, fă puțină, nu știu, gimnastică medicală, fă. E tot și la un... Fizioterapie. Un fizioterapie, exact. Da. E tot un fel de sport, ah! știi? E mișcare. Din nou, trebuie să știi să adaptezi. Evident că, uite, mama tale nu o să-i zic, ia mă și fă 10 jumping jacks. Nu, mama și are -ar, o fractură fă la o vertebră, știi? Și are durere non-stop. Are tratament pentru asta? Da, acum a început. E mai ok. Păi, să, să continue tratamentul și în cazul ei, clar, are nevoie de reflexoterapie, fizioterapie, kinetoterapie în primă fază. Adică chestii Auleu! ca să... Re... Wow! Chestii ca să readapteze corpul la, la starea de bine, la mișcare, să zic așa. Mm -hmm. Evident că nu o să se apuce să țopăie, să sară cu să alerge, să nu știu, să alerge pe scări. Mersul e sănătos. Dar da, mm -hmm. cel puțin mers, evident. În notul, dacă e cazul și poate sta în. în Mama. În, în, în not. <fri> nu. Nu-i nu nu. place nu. notul nu. sau nu-i Nu, no. nu că nu poate, nu-i notă, nu în nu, notă. Nu nu Mulțumesc mult pentru sfaturi, pentru mama. Pentru apreciez. puțin, cu mare drag. Uite, de la, de la Lucia, Valentin, fac sală de 7 ani, am 1,81, 92 de kilograme, nu sunt gras, arăt ok, dar vreau să merg în 80 și nu reușesc. Să renunț la forță și să nu. fac ceva, câteva, să luni fac cardio? câteva luni cardio? Nu, nu renunț la forță. Adaptez antrenamentul, adaptez în primul rând masa, mâncarea, deci intri pe deficit caloric. A. Inevitabil, da, dar faci un deficit caloric cu cap. Nu faci deficit caloric, găi, bă, mănânc numai... M, Ladies pizdic. Exact, toată ziua, știi, numai, numai salată verde. Nu, faci un deficit caloric conștient și conștiincios și adaptezi antrenamentul, nu renunți la forță, dar schimbi proporția, introduci mai mult cardio, ți-aș recomanda hit. De exemplu, nu cardio clasic, nu mă duc pe bandă și uit de mine acolo două, trei ore. Faci un hit și faci, nu știu, acum nu știu câte zile ai tu de antrenament pe săptămână, dar presupunem că faci cinci antrenamente. Din alea cinci antrenamente faci trei de cardio, două de forță. Adică schimbi un pic raportul. Da, da. Și n-ai cum să nu... Era vorba de o diferență mică. Avea de la 92 până două... la 80. 10 kg sau, nu știu, acolo, plus, minus. Da. Bă, îți, îți asumi un obiectiv, un target de timp. Nu spui, bă, da, mă, vreau să dau alea 10 kg într-o lună, că... Nu, mai ales că faci sală de nu știu câți ani. Evident că organismul tău e obișnuit cu mișcarea și nu o să dai 10 kg într-o lună. Îți asumi și tu 3-4 luni, deficit caloric, cardio, hit, nu clasic, nu bandă, să uite de mine, nai cum să nu ai rezultate. n ai cum să nu, mai ales dacă nu ai probleme gen hormonale și așa mai departe. Că de asta ți-am zis că mi-am luat la un moment dat un hate, că am zis că din punctul meu de vedere toți oamenii grași care spun băi eu nu pot să slăbesc, că sunt doar niște lene și infecti. Și exact așa am zis, băi ești, un lene și infect și nu ești în stare te miști. Și mi-am luat hate, știi? Evident că e contextul, pentru că da, dacă nu ai probleme hormonale, dacă ai probleme hormonale, hai să spunem că acceptăm anumite scuze, dar chiar și atunci poți să faci ceva. Da, dacă tu ești clinic sănătos și că nu poți să slăbesc, nu faci nici doar leneș. Leneș și atât. Și nu știu cum te mai suportă oglinda. La, la modul cel mai serios, no hate, dar frate nu poți să zici, nu poți să slăbesc. Păi n-ai încercat. Sau încerci, dar încerci până lovești zidul, Știi că e maratoniștii vorbesc mereu ha, de zid. Dacă, dacă asculti niște maratoniști vorbind, o să zici, băi, lovesc zidul, lovesc zidul și dacă sparg zidul, gata, sunt cel mai bun maratonist, whatever. Zidul ăla există în orice sport, știi? Da. Când dai cu cap în zidul ăla, dacă știi să dai mai tare, cam așa. Gata, lasă-o că treci prin ea. Ești ok? Da, 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 da. Uh, deci, ideea e că... Ferească Dumnezeu! Că... Și trestia ungurului! Asta e mai bună ca trestia de zahăr, sau? Dar ce am avut pe scuză mă că te-am întâmplat din nou. Nu, nu, e ok. Nu, ziceam că trebuie să știi că e, bă, nu pot să slăbesc. Am <hînț1> încercat? Da, am încercat și nu pot. Cât ai încercat? A, o lună. <hînț1> A ajuns, ai ajuns -o la o limită. Și tu nu mai ești în stare să depășești limita aia și renunți. Și stai două săptămâni pe tușă, băi, nu pot, nu pot și plâng și vai, nu pot. Și după aia prinzi așa un val de motivare și hai mă că mă apuc, știi? Da, da. Și iar te duci, dar tu iei de la zero, că tu n-ai limita aia, știi? Și iar o iei de la început și iar ajungi la limita aia. Și dacă nu treci de limita aia, tu de fiecare dată o iei de la început. Mm -hmm. Și atunci normal că nu slăbești dacă tu de fiecare dată o iei de la zero. Că nu. Te oprești exact când nu trebuie, știi? Da, da. da. trebuie să ai continuitate. De aia spun, băi, minim 3 luni. Pentru că neuronal vorbind, un, un obicei nou. Se formează uh, în 21 de zile. Exact. Da? Deci, <fie> psihic și <fie> neuronal și cerebral și cum vrei tu să-i zici. de deci, sinapsele și conectorii tăi și toate alea, în 21 de zile. Atunci au loc niște legături. Și băi, atunci avem un obicei nou. Până atunci nu e doar o, o chestie, e ceva ci ce se întâmplă, o schimbare, dar nu e un obicei. Uh -huh. 21 de zile, da? 21 de zile cât înseamnă? Aproape. Aproape? <gă> o lună. Știi? Ah. Și atunci, ca să ai rezultate, normal că ai nevoie de minim 3 luni. E simplu. Am lansat, mă rog, de curând, nu mai e de curând, dar de ceva timp ghidul core în Abs Revolution am lucrat la el fantastic de mult e un ghid un electronic, un e-book care are și video și are multe informații <coughs> care exact asta vorbește despre 21 de zile de transformări și așa mai departe da. dar mă rog, acolo am băgat multă psihologie am băgat foarte multă chestie de nutriție, am băgat exerciții super solicitante, am băgat e interesant cu alte cuvinte. Ai te ușoare așa, nu? Ba da. Nu, -a... ăla acum la modul cel mai serios îl recomand <laughs> pentru toată lumea. E doar în română, pentru că am și am altele în engleză și așa mai departe. Când Dar îl putem găsi? La mine pe site. Care e? valentinbosio.com Ok. <laughs> Care e sau pe Instagram, ca să pe shop și eu. de pe Instagram. Ca să știu eu, că dacă e, mă și eu. Adu-mi aminte că ți-l dau, chiar îl dau, ca să vezi despre ce e vorba. L-ai luat? luat? luat la Zău? Avea ofertă de da? l mai... La început, da, l-am pus. De ce? Ah, păi ți-l dau mă. Uh... da, că le pusesem pentru că era la început pusesem, și am pus uh... cu limită de download. Da, stai așa. Și era doar pe mail de pe care l-ai luat, știi? Da, și dacă da. nu puteai, nu mai s-a dus. Da, ți-l dau, adu-mi aminte. Da, nu, no, e chiar, deci la ăla chiar am lucrat, am lucrat Cred că vreo șase luni pe el am stat. A ieșit super mișto. Sunt super mândru de ce a ieșit acolo. Până l-ai -ai pus cap-coadă cu fiecare chestie. Deci e, e ce trebuie. Am, am calea spre un abdomen perfect. Am, nu știu, get guns, gen brațe, nu știu cum. Am mai multe e book și așa. Dar ghidul ăsta e, e super up-to-date, ca să zic așa. Mm -hmm. Și chiar e... De-aia a fost și la un preț, sau e la un preț, un pic mai, mai mare decât celelalte. Da. Și la început când l-am lansat a fost mie a fost, nu știu, 70% reducere, ceva de genul, adică aproape gratis. Și atunci au, au luat mulți. Băi, românii din păcate nu cumpără, nu știu. Asta e părerea la care am ajuns. Românii nu, dacă le dai gratis, da. Dacă nu te fut să te frec să te Eu că așa fac și eu, sta Nu, așa fac românii toți, adică Băi, nu vrei să știi câte mesaje am, știi? Cu întrebări, cu frate, cu și... Bă, răspund în limita timpului, răspund la toată lumea. Da. Dar dacă nu primește răspuns în secunda aia, în minutul ăla, peste alte, da, peste alte trei minute, bă, -te în gură, bă, de arogan, mă, du-te să-ți dau, să-ți fac, să... Păi, prietene, stai că am 2000 de mesaje. Poate tu ești pe locul 1999, știi? Adică n-am ajuns la mesajul tău. Da. Asta nu înseamnă că nu răspund. Băi, răspund în la 90% din mesaje, adică, da, căcată, înseamnă să stau toată ziua să răspund la mesaje. Da, da. Nu pot, și până la urmă, da, știi, chiar și asta cu gratisul, știi, adică, A. gratis, gratis, păi stai, mă, un pic, dar tocmai am zis acum ceva timp că am investit mult. A. Și timp și bani, știi, adică... Dar în primul nu, rând... Nu, informația, cunoștințele, munca mea, bă, nu e gratis, mă, că asta e munca mea, eu din asta trăiesc, eu din asta îmi duc copilul la grădiniță, din asta am crescut copilul din, din asta. În primul rând, tu ești satisfăcut cu ceea ce faci? Da, îmi place foarte mult. Ce fac eu personal? De asta am și lăsat orice alt job, am avut, am dus în paralel chestia asta cu cu fitness ul cu multe alte joburi. PR, industria muzicală, presă, nu știu, security prin mall prin Anglia, o grămadă, adică am dus multe. Da, nu am la un moment dat, am zis, știi ceva? Asta vreau să fac, asta fac, 100% exclusiv și pe asta mă duc. Și din asta, da. am ales să fac asta, altceva n-a fost, dar vreau să fac bani din asta, altfel n are rost, știi, adică. Vorba lor a. Cât timp ai stat în Anglia? În Anglia. Și care a fost motivul pentru care ai plecat? Pentru bani, pentru, nu știu, să fug de țară. să... Și acolo n-am făcut, adică în prima fază când m-am dus am lucrat prima dată agent de vânzări. Dar o companie de asta dubioasă de israelieni. De, dubioasă. rau, rău, nu? V eram de aia de trageam de oameni în mol de hai să vând jucăria, hai să-ți mai da, micuțe? Da, 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 da. S-a murit? A murit, aici Don Sena, pe pista de la Imola. <laughs> Și după aia, de, din ăla m-am dus în security, gen cum să ia prin mall de aia under, cover, știi, adică nu știi că e agent de securitate. Da. Și pe urmă, după aia am luat-o pe partea cu... cu... N-am stat, am stat șase luni și ceva. Hai, șase luni rotunjit. Deci n-am stat mult. Da, suficient cât să mă oprim în toată Anglia. Deci în toată Anglia. A... Anglia. Am locuit în Londra, Leeds, uh, York, York, Sheffield, New York. Chesterfield, New York de... aș fi vrut. A -a. Chesterfield, da. Opa! Așa, și ce vreau? Da. Ce da. Deci nu, după aia înapoi, în țară, am stat în Timișoara oh. o bună perioadă. Bă, dar toată lumea e din Timișoara, frate. Da, mă, te, te, tot banatul e frunce, așa cum să zice. mă jur. Uite -și tu ce frunce e banatul, adică... Bănățean cu fruncealată fruncea cu fruncea uh, da, mă, de acolo, că întrebam de Bocșa mai devreme, că Bocșa e la 80 de kilometri de Timișoara. Apropo de asta, da. nu, nu știu dacă au zis careva că da, cunoaște a zis, ele. a zis, a zis, a zis că se cunoaște. Am știut, scuze -mă. Am, am știut, am știut că e vecin cu mine, a, nu vecin, sunt din boxe, astăzi, am înțeles. Ne-am întâlnit pe club Valentin. Ce? Ne-am întâlnit pe club, în club, te-ai întâlnit în club cu el, cu cineva. Băi, dacă mă mai întâlnesc cu voi, trageți de mine, că, na trageți într-un fel sau altul. A, așa. Bun. Chat, să știți că dacă mai aveți întrebări pentru Valentin, puteți să puneți orice, orice, fel de întrebare. Suntem ușor, ușor spre zona de închidere. Deci la 9.40 o să, o să încheiem podcastul cu Nea Valentin. Cu Nene. Dar tu ai mușchi, ești foarte lucrat, morne și foarte Băi, bea. nu, acum... Ai mai, ai mai concurat la vreun concurs? Nu. Acum stai că stai pe, pe timp de din La ce da, concurs să mai concursă? da, sunt, se fac, dar nu Nu, nu concurez că nu, nu vreau, nu merită. Nu merită din mai multe puncte de vedere. Nu merită uh, fizic, nu merită psihic, nu merită material, adică bănesc vorbind. Nu, nu merită. Eu am vrut să concurez doar ca să demonstrez ah. multora că se poate natural... În primul rând să-mi demonstrez mie că băi pot să fac și ah. Aia e satisfacție bună. Dar nu, și acum nu, sunt într-o formă bună. Eu chiar nu mă simt acum într-o formă bună. Am avut forme mult mai bune. Dar sunt acolo, sunt... Nu ești într-o formă bună. Dar ele și mișcă sunt, știi? Păi da, mai da, ăștia... Nu ăștia... Ăștia uneori îi vorbesc unul cu altul și salut. Salut, ce faci? Am o întrebare. Care este de un concurs, de o... Băi, acum iarăși, depinde foarte mult și de forma la care ești, dar presupune multe. În general, din păcate, wow. acum, acum au început să fie mai, mai tru, dar din păcate, steroizii pectorali <laughs> <steroizii pectorale, laughs> sunt parte din joc, ca să ah. zic așa, din păcate, care evident costă foarte mult și trebuie să știi ce faci, și așa mai departe de deci aia deja. Una la mână, doi la mână, nutrițional trebuie să stai foarte bine, foarte calculat, iar ca și antrenamente, din nou, antrenamente specifice și undeva Era la două ore pe zi. E adevărat că nu bei apă înainte de competiție? Parțial adevărat. Adică Nu o recomand, sunt mulți care fac deshidratare ah! foarte mare, ah! erau mulți care beau apă distilată, ah! general de obage în motor, ah! știi? Ah! Nu e ok. Dar de ce ai face de nebun. adică, mă rog, de old school, nu știu, pe vremuri așa știau ei că e bine. Pentru că, în general, cu cât ești mai uscat pe scenă și mai deshidratat, dar înainte de competiție, elimin cortizol, elimin toate porcările, ca să zic așa, și cu cât ești mai uscat, cu atât se vede fiecare fibră musculară mai bine pe tine. ok. Pentru că, în general, la competiții... Să... Mai bea apă. În general, la competiții contează foarte mult detaliile. Și de aia eu personal am fost descalificat la. descalificat nu de tot. Depunctat, pardon, nu descalificat. Ai că am zis greșit. Depunctat, că am tatuajul mare pe tot spatele. Și ah. nu se văd detaliile. Mamă, deci te-a afectat treaba Da. Înainte erau interzise. Adică n aveai voie să concurezi cu tatuaje. După care s-au mai deschis un pic de minte, doar că e alegerea jurului juriul poate să aleagă dacă te depunctează sau nu. Nu mai este regulă, dar poate să zic că da, mă, nu văd detaliile, te depunctez. Mm -hmm. da. Și contează fiecare pe mic detaliu pe care... Evident, cu a, cât a, ești mai bine detaliat, cu atât ești mai bine văzut. Și că nu se poate foto și nu se poate face Photoshop Live, știi? C ar fi dar, perfect. Da, nu... Bă, e mișto senzație, e frumoasă experiența de competiție, dar nu merită, din punctul meu de vedere. Acum sunt și un concursomanii, ca să zic așa, care, băi, asta știu, asta fac, știi? Pe pe exact, sunt pe toate competițiile și ei sunt într-o pregătire constantă, an de an. Bă, bravo lor! Trebuie să stai bine pe psihic ca să faci pregătirea aia, a la lung, așa. Mai sunt și varianta cealaltă, că sunt ăștia care fac bulking și cutting și bulking, adică se grașe și slăbesc. Îngra și odată mari, și odată smici, și odată și, și, și ai făcut praf organismul. Că ești așa... Eu de asta, eu stau tot timpul anul la o formă decentă. Eu acum, da, sunt într-o formă decentă. Nu sunt în formă bună. Nu-mi place mie personal cum ară, pentru că știu că pot fi mai bine. Da. Adică am fost mai bine și știu care-i forma mea top. Dar stau Auleu. Stau da. tot timpul anului pe o formă decentă da. și dacă vreau să mă duc la competiție am nevoie de maxim două săptămâni de pregătire. Pe când unul care nu-i într-o formă decentă tot timpul anului face, nu știu... 3, 6, 4 luni. În ce constă pregătirea asta? Mai exact. Asta ziceam, antrenamente specifice, dietă super strictă, suplimentație altfel și, din păcate, repet, majoritatea sau, mă rog, marea majoritate steroizi. Și așa mai departe. Am și După aia cicluri, scoatele, freacăle, au început. Acum au intrat mai tare cu teste antidoping. Am văzut că se cam bagă. Cu testele pe ei și ceea ce, e bine, ceea ceea ce e, bine. e bine, da, pentru că există o șansă, știi. dați așa la O. așa la O. dați așa la O. Data așa la O. Băi, uite, am văzut o întrebare. Ce... părere ai de Andrei Deiu, românul care a luat locul 5? Băi, Andrei Deiu, copilul, că până la urmă e copil, e are, nu știu, 21 de ani sau cât are acum, e super tare om. Nu e natural, nu are cum să fie natural, ci nici n-a zis vreodată că e natural. Da, da, bravo lui. E, e bine. E ce trebuie. E acolo. Asta faci, asta muncești, asta... Adică eu n-am fost vreodată, uh, nu știu, contra la modul la bă, nu, dar uh, am fost contra prostiei. <fie> Știi? Adică să, să baci bă, vreau să fiu bine pe plaje la mare, ui, și mă înțăp cu ulei de la moldoveni și sunt cel mai tare. <fie> nu, frate, ca <fie> să <fie> faci ăștia care fac profesionist la nivelul gen Andrei Deiu, da, mă, ăia fac da fac cu cap, fac cum trebuie, cu siguranță au nutriția bine pusă la punct, cu siguranță au medicul aproape și așa mai departe. Adică steroizi în esență nu sunt, sunt substanțe medicale. Trebuie să fie, eu, cred că cred că trebuie să fie și un mediu bine controlat. Evident. Și să... să fie calitatea care trebuie, să fie ciclu care trebuie, să iei ce trebuie, nu fac ăștia niște cocktailuri și niște citeam pe niște grupuri. Da, da, da. <laughs> și, și te -am niște ah, substanțe de nu știu să le numesc știi? Adică Niște combinații ce da, Bă frate stai un pic că eu nici n-am auzit de alea și voi le băgați în voi Adică <laughs> despre ce vorbim Și ai 21 de ani când Gas, fierbe metan. testosteronul natural în tine Adică De ce să dai știi? da Știi? Și fără să știe că de fapt Tot ce iei din exterior Testosteron Îți inhibă ah. producția naturală mm -hmm. Și fut eu Dacă mai poți Ești de-a <laughs> <laughs> adică. Dar. Da, cei care o fac la nivel profesionist, cei care o fac într-un mediu controlat, cu chestii de calitate, cu cicluri de revenire, cu post-ciclu, cu toate porcările, adică eu cunosc informații, că am citit, m-am informat că e parte din meseria mea și trebuie să le cunosc. Dar da. nu le-aș face, n-am motive să fac. Da. da. N-am de ce. Mai luăm o întrebare. Hmm. -o mai, mai, la o întrebare? Și... mai luăm o întrebare. Mai luăm o întrebare. Vreau să un răspuns de la Valentin la întrebarea aceasta. Cum, cum, cum slăbesc de la 93 de kg la 70 fără sală? Stai pe canapea și te gândești la cum o să slăbești de la 97 la 73 fără să mergi la sală. De la 93 la 70. De la 93 la 70. Nu, bine, fără sală, impropriu spus, adică... Stres! Da. găsește ceva de stres care cum? să te streseze maxim și nu o să fie slăbire sănătoasă, dar e, e, e ceva acolo. Numai nu există, adică fără sală. Fără sport, nu poți. Fără sală, poți. Știi? Adică hai să facem diferența între da. sală sau sport. Poți. Faci sportul e de toate felurile. Antrenament poți să faci inclusiv acasă. Inclusiv într-o garsonieră. N-ai nevoie de sală la modul de fiare, aparate. Mai ales ca să slăbești. Da. Băi, aparatele, da, te ajută ca să faci, nu știu, fine-tuning, știi, adică să, să, să pui pe tine, să... Da, ca să slăbești, nu, nu, ai nevoie de sală, dar ai nevoie de un om care știe ce să-ți recomande. Să facă sport, măcar. Da. Și, din nou, răspunsul pe scurt, deficit caloric. Deci, băi, asta trebuie să înțelegeți. În, la bază, slăbirea e relativ ușoară. Ah! Simplă. Deficit caloric. Ah, că da, să se reduce numărul cum... de calorii. Exact că trebuie să știi cum îl faci, trebuie să știi din ce faci deficitul caloric trebuie, și așa, deja e mai complex. Da. Da. Vreau să dau jos deficit caloric, vreau să pun pe mine surplus caloric. Simplu. Simplu de răspuns, mai greu de făcut. La mine... Eu am... Și repet, nu vă aruncați acum la modul cel mai serios. Băi, nu vă mai duceți după antrenorii de duzină. Nu vă mai luați după toți fitness models de Instagram frate, că e plin instagram de da. fitness models ah. nu, nu dacă arată că are fundul bombat la femei, mamă ce bună e și ce știe asta, nu nu știe nimic are o natura și are niște colanți colorați pe ea și ce bună e și mamă ce antrenoare e asta Trutite la pol, bomba la ecuator da, ah. <laughs> știi, sau ăla uite-vă ce six pe care, ce biceps are ce... asta nu înseamnă că e și bun în ceea ce face da, prima carte de vizită a unui antrenor personal e imaginea. Că este, este. Este, da. După aia trebuie să-ți pui semne de întrebare. Ah. Trebuie să vezi ce face, trebuie să vezi dacă ai chimie, dacă te înțelegi cu el, dacă... Sunt multe aspecte, aș putea să vorbesc trei zile și trei da. pa. Ah, ah. Despre, despre chestia asta, dar în general acordați-le, nu știu, cel puțin să zic o lună de, de grație. Dacă tu într-o lună n-ai Măcar rezultatele alea simțibile. Dacă nu simți ceva, dacă nu. Măcar înseamnă, un kil. Da, înseamnă că nu e pentru. Păi, da, slăbirea. Nu, e, ah. Bine, iarăși. La modul general, pentru că diferă de la da, organism la da, organism, da, da. dar o slăbire sănătoasă și controlată este undeva la o medie de un ah. kilogram pe săptămână, atenție, cu alimentație pusă la punct și cu mișcare antrenament și repet, nu spun sală pentru că nu înseamnă să mergi la sală neapărat, înseamnă să faci sport că sportul poți să-l faci în fața blocului în curtea casei sau în baia de acasă nu poți să faci oriunde sport dacă știi ce să faci și dacă vrei elastic, și ăla sportul fotbal și ăla la fel, cardio ce Cristi? nu, nu am zis nimic am zis a, am înțeles Bun. Bun, chat. Băi, e super, uite-te, salută, mama. Vă mulțumesc că îl susțineți pe Valentin, contează mult. Și să știți că pe el îl puteți găsi oricum și pe și pe Instagram, și pe site-ul lui, și pe Facebook-e acolo. O să o să o încerc și pe TikTok-e mă... acolo. Să două vechi, conturi să... cu bifă. O să încerc să... Păi, băi, sunt magie. Valoros, mă. Valoros, mă. Valoarea mea, mai value, my value. Uh, nu, o să încerc să mă reapuc de conținut video, că până la urmă asta trebuie să fac, dar... Da, vă pot da sfaturi oricând. În limita timpului disponibil, sfaturile mele sunt gratuite. Și sunt Here alea care trebuie. Dar, repet, în limita timpului disponibil. Evident. 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 Vrei ceva 100% personalizat și prioritate o me de money. Adică asta fac până la urmă, știi? e, meseria mea. Dar da, am rezultate, nu fac și nu mă laud și nu pun poze cu before and after, cu transformări, ca și toată industria. E atât de simplu să fake niște poze să zici, uite, ce s-a transformat. De asta nu m-am promovat niciodată pe genul ăsta de before and after. Rezultatele vorbesc de la sine. Eu, toți clienții pe care i-am în prezent, i-am prin recomandări. Da. Deci nu stau, știi, la E mai e din gură-în gură. A, aia e, e cea mai bună. E cea mai bună, evident. da Nu oh, wow. stau la pescuit, nu dar din recomandări. Te pup și, și eu, mamă. nu recomandă oamenii la modul ăla. Pentru că, da, fac ce trebuie. Da. Eu nu-ți ofer rezultate oh. de o lună, două, oh. trei, de rezultate de plajă. Hai bă, să fii bine la piscină. Nu, eu îți dau rezultate pe viață. Despre asta e vorba. Schimb stilul de viață. Ăsta e obiectivul meu principal. Nu știu ce obiectiv ai tu și ce vrei tu, tu vii la mine și vrei să lucrăm împreună și băi, eu vreau, un, nu știu, în trei luni să pun o musculară, ba. nu știu ce. Ok, ăla e obiectivul tău. Obiectivul meu e să să lucrez un pic aici și să-ți schimb stilul de viață. Evident, oferindu-ți rezultatele de care ai nevoie. Da, păi, am multă și satisfacție necesară, știi, și vezi și rezultatele exact. și atunci începi să ai încredere și în antrenor și așa mai departe. Exact. Ah. E, e o artă și este. sportul ăsta și partea cu antrenorul. nu toată lumea poate fi antrenor personal. Știi? Adică diploma ceapă. aia e cât o ceapă. Degerată. Mă bucur da, că băi, că mersi mult de invitație, adică chiar am râs fantastic de bine, mi era dor să râd. <laughs> Dar cum e, mi era doar să vorbesc, că noi n-am mai vorbit de mult. Și nimic. da, chiar mi-a Tot n-am mai vorbit. Uite că ne am și întâlnit. Mi-a părut bine că de când ne tokenisim, te-ai mutat la București și nu mi-ai făcut o vizită. Da, știu. Uite, și eu o lepră. Dar da, chiar de mult vrem să ne vedem, să mai povestim. E, ne mai vedem. Ne, ne mai vedem. Acum vrem. sunt aici, știi. Nici mai în bucale. Nici mai aproape. În bucale, Kreativ. în buca, în buca ta, în buca ta nu. În buca ta nu. <laughs> exact. Vă mulțumesc mult de tot, chat, că, că ați fost aici cu noi și mulțumim și lui Cristi acolo la platane, cu muzicuța. Mulțumim și lui Valentin că a venit și mersi pentru sfaturile pe care le-ai dat lor și tuturor Mare lor. Am învățat niște lucruri destul de importante ce țin de nutriție, ce țin de sport, ce țin de viață și așa mai departe și contează foarte mult. Dragilor, aveți grijă de voi, nu uitați să zâmbiți pentru că asta este ce mai important. Pe mine și pe ne puteți găsi pe Instagram, am și Lugtrap, pe Valentin, uh, Valentin, sau, nu, Valentin Bostioc Simplu, pe Instagram și pe Facebook și la, la, un, la, un, Google search distant Exact, exact. Îl, găsiți peste tot. V-am pupat, aveți grijă de voi și ne auzim uh, pe podcastul următor. V-am pupat. Pa, pa. Chat!